Bună seara, dragii mei fani, și la mulți ani de ziua Republicii, care e foarte aproape, 1 decembrie, indisolubil legată de Alba Iulia, de Marea Unire, de România Mare sau România Dodoroață, cum se spunea în vremile acelea glorioase, pe care toți le-ați dori încă o dată, dar din păcate nu mai e posibil. Și nu că nu am merita să le trăim din nou, ci pur și simplu nu mai avem personajele capabile să genereze astfel de momente eroice în istoria unui neam, în istoria românilor, istoria României. Este foarte posibil dacă acele clipe glorioase, eroice, bineînțeles, supervizate de personaje mărețe, aici mă refer și la regi, regii României, care, în mod greșit, au fost catalogați de unii ca fiind germani, de alte, cum învățam noi la istorie, alte națiuni care au venit pe capul nostru și au venit pe capul nostru și mai mult bine ne-au făcut, nu? Că altfel nu are logică să mai sărbătorim vreo zi națională la 1 decembrie. Până la urmă aveam regele Ferdinand în fruntea țării, numit și întregitorul, ce să o mai tot scăldăm cu partidele politice și cu alte bazaconii, că pe scurt așa, dacă nu era calul, așa se numea în familie, regele Ferdinand, era un alint, nu era nici poreclă, nici bășcălie, era pur și simplu o, mă rog, nu că ar fi călărit pe cal, pentru că atunci toți regii călăreau cai. Ba, era cam unul dintre principalele mijloace de locomoție. Să călărești un cal și să te deplasezi cu calul între două puncte, A, punctul A și punctul B. Mai puneai și căruță, care avea de cărat mărfuri, că mai puneai și șaretă să scari familia, să nu te plouă, să nu îi plouă, că s-au dezvoltat și adevărate meserii din asta, oameni care din asta trăiau efectiv, din căratul celorlalți. Că erau mașini, adevărat, dar nu aveau o asemenea amploare ca în ziua de astăzi, încât observați că nu mai avem loc de ele, nu numai pe stradă, în trafic, dar nici în parcări. Ei, domnule, iarăși mi s-a întâmplat că astăzi să plec repede la autopen, să prind avion. Bineînțeles, mașina blocată în parcare. De cine? Nu, de Dâmbovița. Exact ce vă spuneam poate și în videoclipul anterior.
fără explicații, fără să lase un bilet, un număr de telefon. Deci eu practic trebuia să intru în mașină, să dau drumul la cheie, să plec la Otopeni, la aeroport. Da? Și bineînțeles nu s-o putea din cauza acestui nesimțit, ca să zic, irresponsabil mai bine zis. Că e nesimțit e treaba lui. E o chestie așa de finesuri. Dar e irresponsabil, domne. Cum să blochez mașina altuia? Las la o parte, că deja este o faptă penală. Deci pedepsită de noul cod penal. Nu de mult timp. A destul de curând ca să intre în vigoare. Deci te riști, efectiv, blocând mașina altuia, indiferent de motivele care le spui dumneata acolo că ar fi, deci indiferent de motive, pentru că nu există asemenea motive, nu poate să existe să blochezi pe altul. Nu există. Nici măcar că nu sunt destule parcări sau că primarul nu a pus la dispoziție parcări. Păi dar ce vrei să spună la... Până la urmă ce vrei să pună la toți țăranii și la toți tâmpiții parcări? Dom'le, dar stați domne acasă și vă parcare în curtea dumneata acolo. Da? Nu veni la Ploiești ca tembelul și blochezi pe alții ca să nu mai ajungă la aeroport. Asta e o nesimțire curată, o irresponsabilitate. Și probabil că de-aia este chemat și la curtea de apel, pentru că este un irresponsabil. Cine face așa ceva? În viața mea, și am carten de 40 de ani, nu am blocat pe nimeni. Dom'le, și mi-am mușcat și eu dinții, mi-am mușcat și eu unghiile, că nu mă învârteam, uite așa, mă învârteam în cartierul meu, nu în cartierul altuia, și nu găseam loc. Dar nu mi-a trecut prin cap să blochez pe altul. Deci în cartierul meu, domne, nu vorbesc că m-am dus la Dâmbovița sau la Târgoviște și am blocat un tembel acolo. Înțelegi? Dar situația asta face acum că curtea de apel având 5 județe sau câte are 4 județe, Dâmbovița, Buzău, Prahova și Ialomița sau ce mai are, ei au citații aici în proceste foarte grave, mulți din ei. Și ei nu se mai uită pe cine blochează. Efectiv, trântesc mașina, te-a blocat jumătate de zi până-i vine lui rândul acolo la judecată. Avocaților la fel, în caz că vine cu avocat, dacă nu are din oficiu aici. Deci, cum să vă spun, se perpetuează această tară endemică. Dom'le, pe mine nu mă interesează dumneata ce procese ai. Și nu vei nimic cu că e de vină primarul Volosevici, că n-a făcut la toți parcare. Păi și ăsta e dator să facă la 1 milion de oameni parcări, domne, în Ploiești? Că îl cheamă pe el la curtea de apel? Păi, domne, înseamnă că a făcut ceva foarte grav de-l cheamă acolo, da? Și probabil că va fi și pedepsit. Dar pentru asta nu trebuie până ajungi în stadiul ăla, da? Să fii privat de libertate, probabil, pentru alte ilegalități săvârșite, nu înseamnă că trebuie să mai săvârșești. Să blochezi pe unul în parcare aici, când vii la Ploiești. Să lași mașina ta fără nicio informație pe ea, că numerele slavă Domnului, că sunt numerele de matriculare, fără telefon în geam, fără absolut nimic. Blocând pe alții care nu mai pot să iasă din casă, să plece la aeroport în speță. Dar cum e posibil? Sau ce să mă rog eu de toți infractori, că deja te pui singur, nerespectând codul penal, te pui în situație de infractor. Nu mai vorbesc ce te judecă pe la curtea de apel pe acolo, pe penal. Poți fi și acolo, vorba aia, vai de mama. Dar eu vorbesc de infracțiunea făcută de dumneata în parcare, domne. Domne, înțelege că ăștia care vii de la Dâmbovița, care vii de la Buzău, care vii de la Ialomița, din vârful Prahovei de nu știu unde, la curtea de apel, numită și Palat de Justiție aici, da, curtea de apel, da? Asta e juridic vorbit. Asta cu Palatul de Justiție e așa ceva, un adjectiv. Dar
E curtea de apel, deci este pentru ei, e ultima instanță de judecare. Te rog frumos, lasă-ți mașinuța acasă. Dacă nu ești în stare să parchezi în Ploiești fără să blochezi pe nimeni, lasă mașina acasă, ia trenul, vii frumos cu personalul, cu acceleratul, cu rapidul, cu rata, cu nu știu, bă, adică dumneavoastră dacă ai 10 termene la curtea de apel, da? Sau 20 de termene, vii și îmi blochezi de 20 de ori mașina și eu de 20 de ori nu pot să plec cu ea. Da? Azi a fost aeroportul Otopeni și avion. Mâine ce o să fie? O să mor că nu poate salvarea să mă ia de aici, da? Sau să plec să mă ducă cineva cu salvarea. Dar ești imbecil, domne! Domne, raționează, domne, când vii în Ploiești. Nu veni ca în vestul sălbatic. Vii într-o civilizație aici, da? Care se presupune că e superioară mizeriei în care stai dumneata, din moment ce curtea de apel a fost pusă la Ploiești. N-a fost pusă nici la Târgoviște, n-a fost pusă nici în orașul Buzău, nici în capitala Ialomiței, nici în Slobozia, nici în... Deci se presupune, da? Că, mă rog, aici e cea mai avansată formă de justiție. Și dumneata... Pari, te duci acolo la un complet de judecători, da? Și faci pe slușu, și pe mieunașu, și pe pisicuța blândă, și afară ești bestie? Ești criminal afară? Cum vine chestia asta? Dar abia de curând, e cunoscută chestia, mi-a distrus unul mașina. Mi-a distrus-o de la cap la coadă, deci nu așa. A rupt oglinda cu fundul, de sus în jos ruptă, a băgat cuțitul cu lamă de 2 centimetri în cauciuc și după aia l-a băgat și în uși. Aceeași urmă de 2 centimetri și în uși. Și a avut timp să fure și 4 căpăcele de ventil. Culmea, asta e culmea bășcăliei, știi? După ce rupi o oglindă, nenorocești două uși și tai un cauciuc, deci înfipi cuțitul lateral în cauciuc. Și vorba aia, nu orice cauciuc, era cauciuc Michelin, de zgomot mic, nu era o panoramă, că cum vin ei pe aici de ți-e și scârbă să te uiți, scoate fumul negru și cu niște cauciucuri de alea roase, de zici că sunt mâncate de șoarici. Deci, domne, a făcut pagubă, nu o am aici, cine dorește din instituțiile statului că e dosarul penal deschis. Nu l-a închis nimeni. Ba mai mult s-a constituit și Alianța Siria ca parte vătămată în dosarul penal, pentru că ei trebuie să-și scoată banii, nu? De la criminalul ăsta care a îndrăznit așa ceva. Ai chiar aici, în față la curtea de apel, în poartă, domne, chiar în poarta curții de apel. Nu a ieșit pe cameră, deși era exact pe firul camerei web de la Curtea de Apel, datorită unor motive tehnice, în fine, am înțeles că, din câte mi-a scris domnul președinte, că hardiscurile lor de la webcamuri nu țin, sunt foarte mici la capacitate și nu pot înregistra decât o zi, două, ceva de genul ăsta, foarte puțin, după care se suprascriu. Și omul, dacă a făcut și a fost înregistrat sigur făptașul, n-a mai putut să îl prindă, să aibă probă, nu că să îl prindă, că de prins sunt și alte metode, nu sunt numai cele cu webcam, mai ales că ăsta o să mai facă sigur chestii de genul ăsta. Așa e el obișnuit, dacă nu cumva o fi și judecat aici tot pentru așa ceva, la Curtea de Apel. Probabil că l-a filmat, mai mult ca sigur. Dacă înregistrarea s-a suprascris, ca și cum ai șterge fișierul din calculator, ceva de genul, n-a mai existat proba respectivă. Îl prindea absolut sigur și repede. Poate că era bine, după cum am chemat, criminalistica, laboratorul criminalistic pentru amprente. Dar din diverse motive, nu știu, nu mai există la județ, la IJPPH, sau nu mai există la Poliția Municipiului Ploiești.
Eu știu că odată exista un laborator criminalistic care lua amprente, pentru că am mai avut două accidente în ani diferiți, nu acum vorbim, da? Că doar sunt șofer de 40 de ani, da? Deci, în ani diferiți, în care a venit acest laborator criminalistic și a luat amprentele. A luat amprentele. Odată l-a prins după amprente. Deci l-a prins după amprente. Odată nu știu ce s-a mai întâmplat, pentru că a luat amprentele, am reparat pe, tot așa pe casco și nu mai știu ce s-a întâmplat, că nu m-a mai informat nimeni în dosarul respectiv. Dar uitați că poate era bine, nu știu, nu mai avem criminaliști, mă refer la tehnicieni care să ia amprente. Sau nu mai avem aici la Prahova acele truse de scule speciale care probabil că s-au modernizat în timp, nu mai sunt aceleași ale antice care le știu eu. Pentru că mă gândesc și eu, domne, avem curte de apel. Păi dar cum să nu avem și un laborator care să poată lua amprentele de pe o mașină abuzată, cum sunt abuzată, care e ținta unei infracțiuni de distrugere masivă. La singur, eu sunt convins că în nebunia lui s-a rezemat cu amprente, cu tot ce trebuie de ea. Sigur, și aici e problema de ce acele harduri de la Curtea de Apel sunt atât de mici. Dom'le, până la urmă, suntem în secolul în care suntem, deja hardiscurile găsesc și de curând mi-am cumpărat un hardisk de 4 terabyte. Și nu sunt Curtea de Apel, sunt și eu un om acolo care are nevoie de un hardisk. Dar eu zic că la Curtea de Apel s-ar fi găsit fonduri pentru hardiscuri mari, care să înregistreze vorba doamnei polițist cu care am avut altă problemă. Și o să vă spun imediat că nu e nimic secret aici. Vorba de însă, domnule, să țină măcar o lună de zile probele. Pentru că nu că m-ar ajuta pe mine Lucaș, că până la urmă Curtea de Apel nu este datoare să. Cum să vă spun, să-mi păzească, nu să-mi păzească, să-mi ofere mie probe ale infractorilor care îmi distrug mașina în parcare. Dar am încercat, beneficiind de faptul că a fost chiar pe direcția camerei de la intrarea Curții de Apel, domne, mă gândeam sigur l-am prins pe ăsta, că e imposibil, măcar o săptămână și tot au istoricul înregistrărilor. N-a fost să fie, a fost numai o zi, două, înțeleg. Și cred că așa este, deci nu, așa nu mai e poveste, pentru că președintele Curții de Apel, din ce corespondență am avut, și mi-a trimis și scris, plic scris acasă, în care se vedea foarte clar cum a luat declarație de la șeful jandarmilor de pază, de la sectorul IT al Curții de Apel, deci cei care se ocupă efectiv de DVR, de înregistrările astea, probabil că și alte, mă rog, și alte preocupări care le au ei pe acolo, calculatoare, rețeaua de calculatoare, internet, comunicații, în fine. În care, inclusiv șeful polițiștilor, care are acest obiectiv în fișa postului, în care toți spuneau că au încercat, sigur că da, s-au uitat, dar motivul este tehnic în final. Și în fața acestui motiv că hardiscul la 2 zile sau o zi se suprascrie, nu mai, ce să mai insist, pentru că deja aș deveni penibil, am semnat că nu mai sunt inginer, sunt dus cu pluta. Deci dacă ăsta e sistemul care e actual, care e clar că e insuficient și trebuie schimbat, de urgență, să nu se întâmple altă nenorocire, e clar că nu mai există proba aia. Adică omul care speram că o să-l văd acolo forjând la mașina mea și băgând cuțitul în ea, a scăpat bine, mersi. A avut și noroc, vezi, Doamne, că nu i-a luat nimeni amprentele, cum am cerut eu. Veniți, domne, imediat. De 5 ore am cerut amprente. Deci se poate lua e-mailul către poliție și circulație și județeană, în care am cerut să se ia amprente, să vină laboratorul criminalistic. Pentru că
Cumva am mirosit eu că e posibil să nu am decât singura probă niște amprente. În sensul că la cameră, sigur că da, putea să zică până la urmă, domne, avem camere la curtea de apel, dar nu vi le dăm. Nu vă dăm probele de aici. Dar n-a fost așa. Deci președintele a fost foarte transparent, i-a pus pe ăștia să dea declarații. Toți, am văzut declarațiile la toți semnate de mână. Cum că în acest sistem nu permite mai mult de o zi, două. Ei au luat, sigur că da, s-au uitat, au încercat, dar ce să vezi într-o zi, două, de înregistrări video? N-ai ce să vezi. La care, bineînțeles că m-am liniștit cu proba asta, am anunțat parchetul și poliția să știe și ei, evident că doar nu era să țin pentru mine informația asta, da? Ideea acum noi să facem un front comun ca să-l identificăm pe criminalul ăla altfel. Dar stau și mă gândesc, cum altfel? Dacă n-am amprente, n-am webcam, poate doar că dacă mai face. Dacă mai face așa ceva. Dar e foarte greu să legi. Deci să zici că da, dacă mai face în altă parte, sigur a făcut și aici. Sau dacă mă amenință pe mine pe Facebook, că vă spun imediat, mai există și, doar cunoașteți, fanii mei, știu foarte bine de individul ăla de pe Facebook, care tot m-a amenințat pe toate paginile, tot intra și tot spunea că o să văd eu ce o să pățesc și că e clar ce o să mi se întâmple și, în fine, tot felul de nebuneli. Eu am crezut că e din ploie, s-a dovedit că l-a prins, domne, aici felicitări poliției, Prahova. Și domnului inspector șef, dar și lucrătorilor care au lucrat efectiv și nu și-au bătut joc de dosar. Că puteai să o iei și pe partea aia, pe Facebook, niște... Dom'le, nu e așa că de la asta vine omul omorât a doua zi. Întâi amenință pe Facebook, vede că toți așa că îi merge, omul își intră ca lumea meserie și te așteaptă cu cuțitul când ieși. Ei, cum s-a luat de mașina mea, la fel s-ar putea lua și de mine odată. Bineînțeles, fără niciun motiv, numai nebunia lui, numai cretinismul și crima lui din cap, deci nu altceva. Că nu am nici, doar cunoașteți, la mine sunt postări, vorba aia, ultra frumoase, sunt niște chestii care chiar te captivează, te liniștesc. Ar trebui să-i liniștească și pe cel mai ordinar criminal din ținutul ăsta, din toate județele astea arondate la curtea de apel. Nici de cum să-l stimuleze să facă în halul ăla mașina, dar ce a avut mă cu mașina aia? Adică ce credea că eu, dacă mă cunoaște, bineînțeles, că e posibil și asta, sau să fie ceva comandat. Adică ce crede că eu o las fără casco mașina, chiar atât de nebun sunt, eu am casco de când m-a făcut mama cu mașina. Dar vreau să spun, vedeți că și casco ăsta, a trebuit să mă lu mult, durează foarte mult, acum a durat 60 de zile până s-a reparat complexă, știți, a fost un chin. A mers cu rodile, cu oglinda bandajată, pentru că n-aveau furnizor. Deci, noroc că v-am spus, mi s-a repartizat sau singur a venit șeful daunelor minore de la, pe țară, de la Ion Siriac, de la București, care este din Câmpina. Locuiește, face naveta Câmpina București. În sfârșit, adică care e inginer auto, și în sfârșit am avut cu cine să vorbesc, pentru că nu aveam cu cine vorbi la Allianz Siriac. Deci erau numai de-astea call centeriste, cum să numesc, care efectiv mă țineau de vorbă și la sfârșit, când nu mai aveau ce spune, îmi trânteau telefonul. Mă trezeam cu convorbirea întreruptă. Asta am făcut o lună de zile. Am tot încercat să-i sun pe ăla, la e-mail-uri nu răspundea nimeni, absolut nimeni, pe toate e-mail-urile lor, și la dosare tot făceam dosare după dosar care nu le citea nimeni. Deci dacă nu venea acest domn inginer, Laurențiu, căruia îi mulțumesc pentru modul profesionist cum a abordat problema, a venit, e adevărat, destul de târziu, când deja era toată lumea enervată și eu, nu venea nimeni, mașina era lăsată jos cu botul pe bordură, a trebuit să cheme catrustul să mă ajute, să mergem, vai de mine, m-am dus cu mașina
cu viteza a doua. Așa cum era ea, mi-a schimbat, sigur, de la Ecatrust, mi-a trimis Mercedes-ul, o dubă neagră, un specialist în vulcanizare, și mi-a schimbat cu roata de rezervă. Așa am ajuns cu viteza a doua, oglindă ruptă, atârnată, cu firele alea atârnate pe ușă, am ajuns la Ecatrust, unde, pe banii mei, mi-am cumpărat două cauciucuri Michelin, că nu mai, deci nu mai mergea, deci era blocată în parcare acea mașină. Și nu interesa pe nimeni. Bineînțeles că am păstrat facturile și în final, datorită intervenției șefului serviciului daune minore, minore în sensul că probabil că au două servicii, accidente de-astea teribile în care mașina ajunge un morman de fiare și aici trebuie să fii specialist și în cutie de viteze și în motor și în toate alea și în lonjeroane și în structura ei de rezistență și daune minore, așa zise. Nu că n-ar fi importante, că de multe ori sunt mai importante astea minore, că când ajungi în halul ăla cu mașina nici nu-ți mai trebuie despăgubiri. Cumva să nu fii pe lumea ailaltă. Să trebuiască urmașii tăi să-ți ceară despăgubirile. Însă, și, da, astea ne mănâncă pe noi. Deci toți cretinii, toți criminalii pe parcări, scăpați de, total de sub supravegherea oricui, nu cred că cineva stă și îi păzește să-i vadă, să vadă cine distruge mașinile prin parcări. Cel puțin nu cred că. Așa, da, poate că mai trece un jandarm, dar nu are el în obiectiv să se uite băț pe mașina mea, să vadă 24 de ore cine o ia la cuțite. La cuțite în sensul adevărat, deci nu că cuțit, cu cuțitul s-a lucrat aici. Deci nu se poate cu altă sculă. Cuțit a fost de la cap la coadă. Și multă crimă, mult caracter de criminal. Deci, asemenea, eu n-am mai pomenit așa ceva. Cu asemenea, cum să vă spun eu, curaj, un curaj nebunesc. Cum, domne, tu, dacă, eu până absurd, chiar vorbeam cu doamna polițistă, dacă aș fi vrut, îmi veneam pe chelie, eram eu criminal, da? Și îmi venea să distrug o mașină, domne. Indiferent acum. Domne, nu mă duceam în poarta curții de apel Ploiești, domne. Unde ce e col că e de poliție și de jandarmerie toată ziua, de procurori, de judecători, de avocați, de toate alea. Deci col că e ce e aici. Eu nu știu cum a avut curajul ăsta nebunesc om aici. Eu m-aș fi dus în locul lui să spunem. Bine, e până absurd că nu ajung eu să fac asemenea chestii. Dar până absurd, dacă eram un criminal, m-aș fi dus în cel mai depărtat punct din Ploiești față de curtea de apel. Undeva, dracului, în, nu știu, în Sânghiu, Mimiu, în departe de tot, în vestul vestului, să nu mă vadă nimeni, nu? Să nu mă vadă poliție, să nu mă vadă jandarmi, să nu... Nu aici, domne, unde toată ziua vorba și sunt și aduși toată ziua tot felul de infractori, violenți, neviolenți, cum dracu ar fi, îi aduce, îi judecă, îi duce înapoi, la arest. Deci, tocmai aici, domne, ți-ai găsit, sau probabil vrea să intre în arest? Ce să înțelege? Păi mai bine să depună cerere la curtea de apel, domne, subsemnatul nu știu care, domiciliat în Dâmbovița sau în Buzău sau în Prahova, nu știu ce, nordul Prahovei, da? Sau în Ialomița, vă rog să mă arestați. Pentru că îmi vine mie să bag cuțitul într-o mașină, domne, din parcarea dumneavoastră, de acolo, de lângă dumneavoastră, nu? Că ce-i paharea parcarea asta, ce-i parcarea curții de apel? E același obiectiv, dacă ar fi, ca geografic vorbind. Și la 2 metri, una de alta, domne. Și mi-am spus, nu cumva, dacă nu cumva era mașina asta mea, să-i fi venit în cap omului, că cine știe la ce oră a acționat, o fi fost seara, o fi fost noaptea, o fi fost... dimineața spre ziua, când nu mișcă nimeni, să nu cumva să aștepte o judecătoare asta, sau o procuroare, sau, eu știu, o avocată, să facă același lucru cu cuțitul ce a făcut cu mașina mea, domne. Ăștia vă spun că face și la om. Cine a făcut la mașina asta cu cuțitul, dar chiar așa criminal să fii, să iei cuțitul, să-l bagi în tablă, domne, și în cauciuc?
Deci nu s-a mulțumit că a rupt oglinda. S-a pus cu fundul pe ea și a rupt-o de sus în jos. Nu s-a băgat cuțitul, doamne, cu cuțitul ăla a dat roată împrejurul ei. Și trebuia, zic eu, să fie prinsă cumva la un moment dat, tot trebuia să rezeme un pic și îi prindea amprentele. Acum ia amprente de unde nu sunt. Mulțumit doamnei polițistă. Am programat-o și în agenda. Eu știu cum a lucrat dosarul. De la prins pe nebunul ăla care mă tot amenința pe Facebook, dar nu știu la ce, că aveam un... Chiar era nebun omul, domne. Deci aveam un videoclip la care aveam 800 de like și inimioare roșii. De la fani, de la voi, de la fanii mei. Și el era singurul la un moment dat care începuse să scrie pe acolo. Că să vezi tu ce o să pățești. A, niște chestii de-astea dure, mizerabile. Și la mai l-a spus voi, fanii, la punct. Băi, ea chiar a zis, două doamne și un domn, bă, termină, bă, e ceva de genul ăsta, du-te de aici, dacă... Și probabil că sărea efectiv, făcea notă discordantă. Și mulțumesc și la fanii mei pentru asta. Vede, așa trebuie reacționa când e. Pentru că se exclude automat. Dar omul ați văzut că nu. A continuat. Deci, 2-3 minute s-a liniștit, 5 minute, după aia iarăși, lască vestul. Lască vestul. Și a văzut în sensul că l-a prins poliția. Să nu creadă cineva că dacă îți faci un cont fals pe Facebook, nu te prinde poliția. Deci sunt mai multe metode, nu o să stau să vi le înșir aici, eu le cunosc pe toate. De a prinde un infractor care face infracțiunea de amenințare pe Facebook. Și nu că îl prinzi dintr-o întâmplare, îl prinzi la sigur, tati, cu toate conturile tale false. Deci aviz amatorilor, nu faceți așa, vă spune și Facebook de fapt, nu vă pretați, sau vă spune clar în română, am observat de curând, ai grijă ce scrii, ai grijă ce spui, chiar așa spune Facebook, inteligența artificială de Facebook. Deci te avertizează și ei, dar vă spun și eu, aveți grijă ce scrieți, că nimeni nu este nedetectabil. O să ai tu telefonul mama lui Apple sau mama lui Galaxy sau ce vrei tu, pus pe 7 securizări și 7 secretizări, că tot te prind, tati. Tot te prind. Mă înțelegi? Nu eu, instituțiile care sunt. Au început să se priceapă. Pentru că deja centru, avem centru în Irlanda, Facebook. Înainte era mai greu, era numai în Statele Unite și normal, comunicarea era foarte dificilă, dar acum sunt și directive europene în sensul ăsta și sunt niște proceduri foarte, foarte clare aici. Deci nu, să nu crezi că Facebook știe tot ce faci, tati, cu conturile false, mă înțelegi? Bă, așa, că tu ce crezi, că eu dacă mă pun și îmi scriu acolo că sunt mitică, paramică, pot să fac ce vreau? Da, a doua zi, mă, bubuie la ușa aici cu mascații, domnule. Și nu mai e, nu numai asta. Mai sunt și alte metode. Nu o să stau să vă explic acum cum poate fi prins acest om. Dar felicitări, repet, poliției Prahova. E prima ocazie. Personal am felicitat persoanele în cauză și pe domnul inspector șef. M-au sunat și mi-au spus că l-au prins. Nu am vrut să știu cine e, nu am vrut să știu cum îl cheamă, adică de ce să fiu eu suspectat că poate îi port, mai bine să nu știu cine e. Pățește nebunul ceva și te pomenesc că sunt suspectat eu că m-am dus după el sau cine știe ce e. Mai bine să nu știu cine e, dar să-și o ia, adică să o pățească bine de tot. Vorba aia, ce naiba, vii pe Facebook, îți iei angajament că ești un mediu prietenos, da, că ești, îți declari identitatea reală, îți face și 1000 de verificări, dar sigur că da, omul dacă își face un cont, de exemplu astăzi, apucă 2 săptămâni să prolifereze amenințări.
cu el, până îl detectează alții, până îl reclamă, până... La un moment dat, probabil că îi dispărea acel cont, dar el apucase să lucreze cu el. Cum să vă spun? Fără motiv, domnule, fără niciun motiv. Eu nu-l cunosc de nicăieri, nu știu el de unde dracu mă cunoaște, am auzit că e din Câmpina, sau nu din Câmpina, din Prahova, ceva de genul ăsta, să nu greșesc, deci din Prahova. Mai mult n-am cerut relații și am specificat clar că nu vreau să știu cine e. Păi ce ar fi? Că am și eu resentimentele mele, poate, na, îți vine ca om să te duci să-l joci în picioare, nu? Dar mai bine așa, să-l joace legea în picioare. Ca să nu existe niciun dubiu, nu vreau să-l cunosc, nu vreau să vină, cât îi dă legea, atâta să aibă. Și proces dacă e, nu mă duc la niciun proces. Asta nu înseamnă că nu și-o ia. Deci omul a făcut o infracțiune de amenințare. Și nu numai în ziua respectivă, mă căuta și pe pagina de autor, mă căuta... Bun, tâmpit! Eu am încercat să-l leg de mașină, că era cam aceeași perioadă. Și am zis, bă, te pomenesc că ăsta mi-a și nenorocit mașina și urmează chiar să-și pună în aplicare demențele care le scrie pe Facebook. Și mă trezesc o dată când ies din bloc, mă trezesc cu el în față. Ați văzut ce se întâmplă chiar în seara asta, o elevă de la nu știu ce internat a băgat cuțitul în pedagog. Tot ce a avut cu el, nu știu, dar în primul rând, asta e comportament de elevă. Păi n-ar mai trebui să fie elevă în viața ei, domnule, sunt sincer. Zic că ce, ea stă la internat acolo, la liceul ăla, sau ce era, liceu industrial, ea stă la acel internat ca să, cum să vă spun, să bage cuțitul un pedagog, că nu o lăsa cu iubitul ei și nu știu ce. Păi de-aia te duci acolo să te înmulțești cu iubitul tău sau cum. Ai viață de om la internat, dar domne, am fost și eu în cămin. Și eram student, vorba aia, deci vedeam cu fete frumoase, vedeam cu prietene, vedeam. Dar, domne, exista cineva la poartă. Dacă nu era din partea administrației, erau desemnați din partea studenților. Și nu puteai intra așa de nebun că îți vine ție peste nu știu cine să te duci să intri peste el în cămin. Mai ales la fete. Dar la fete nu mai vorbim, erau vreo trei de pază la poartă. Și spuneai dacă, mă rog, o cunoșteai pe respectiva și lăsai un buletin, sigur că dar nu intrai așa ca talanul peste ea, să faci ce vrei. Ei, aici am rămas și eu trăznit, dar câte lucruri nu se întâmplă în România de genul ăsta. Dar, domnule, elevă, abia ce s-a întors un pic, am înțeles, directoarea școlii cu pedagogul, și pe la spate, imediat s-a adus cu un cuțit 20 de centimetri, am înțeles. Repet, eu vă repet ce spune la televizor. Și nu sunt povești, că sunt lucruri reale, arătate, vorba aia, la știri. Și l-a băgat un pedagog. E în stare foarte gravă, poate și moare săracul. Că ar fi întrebat-o, nu știu ce, de ce a făcut, că nu o lăsa să se întâlnească cu iubitul și nu știu ce, că i-a propus pedagogul, niște povești de-astea țesute cu, cum să vă spun, cu ața albă. Adică, în loc să taci din gură că ești criminală, da, și își merită o sentință de criminală, mai și pui povești, îl pui pe omul ăla că i-a făcut propuneri indecente și de-aia a băgat cuțitul în el la 2 luni de zile. Dar, de fapt, nu o lăsa să se vadă cu iubitul ei. Niște chestii, cum să spun, domnule, vă spun că ca să fii să judeci astfel de oameni, îți trebuie un sânge rece, dar și o experiență deosebită. Adică nu iei de bune tot ce zice o pipiță de asta cu care, cum întorci spatele un pic, a băgat cuțitul, pentru că, efectiv, ce faci? Adică oficializezi o criminală, nu? Asta trebuie pedepsită, nici nu se mai discută. Ce elev să... Bă, gata cu elevia, nu mai, s-a terminat. După ce faci o astfel de faptă, trebuie să răspunzi.
Aici destul de mare în liceu, deci nu e să pune problema că erau copii mici și s-au jucat cu cuțitașele și s-au rănit. Deci, efectiv, sunt chestii urâte rău de tot. De ce am deschis acest video? O dată să mai lămurim din urmă. Deci, încă o dată mulțumesc Poliției Prahova, domnului inspector șef și colectivului care, nu o să dau nume aici, nici numere de telefon, care a lucrat la acest dosar. Când am fost sunat și mi-a spus, l-am prins, parcă mi s-a luat o, cum să vă spun, o greutate de pe cap. Pentru că mă tot gândeam, bă, o fi același ăsta care mi-a nenorocit mașina, care mi-a stricat, care mi-a distrus mașina. O fi același, nebun. Și mă gândeam că omul joacă cum vrea, că nu mai îl prinde nimeni. Din păcate nu pot să leg cele două fapte pentru că n-am probele de la webcam și nici de la amprente. Și oricât ar fi aceeași perioadă, că știți, mai e și fler aici, da, pot să zic că aproape 80% el e. Dar știți ce e? Dacă nu e. Dacă 20% e altul. Deci eu întotdeauna am pun problema asta. Nu există că aici nu faci, cum să spun eu, scamatorii de genul ăsta în justiție, trebuie să ai niște probe. Culmea e că în justiție au fost procese în care cu probe clare s-au pierdut procese. Aici sunt alte motive. Deci este incompetența magistratului sau lipsa de răspundere a magistratului. Adică eu, domne, dacă știu că nu răspund, da, o sentință acolo că și așa nu mi se întâmplă nimic mie. Da, că sunt inamovibil, nu mă ia mâncă. Păi ia să băiatul un proiect să sară în aer. Ia să vezi cum vine o suită de procurori și de polițiști cu să te ia din urmă. Să vadă de ce. De ce a sărit în aer proiectul lui domnul X? Nu zic eu neapărat. Mie nu mi s-a întâmplat așa ceva. Dar să știți că s-a întâmplat. Proiectanți care să fie luați să aibă răspundere pe proiectele care le-au făcut. Pentru că s-a întâmplat la un moment dat o instalație să sară în aer sau să ia foc sau să creeze victime umane și s-a presupus că ar fi proiectul de vină. Da, și bineînțeles că nu era în general, că proiectele sunt parasemnate, sunt verificate de zeci de ori până să dă la construcție. Deci nu poate fi tot lanțul ăsta acuzat. Și ăla care a verificat de 10 ori, și al doilea verificator, și al treilea, și al patrulea, și al cincilea, și al șaselea, și ăla care a aprobat. Adică ar fi prea mare tâmpenia. Deci proiectarea e clară. Deci nu e așa că a făcut Lucaci un proiect și gata, numai el știe de el. Nu, e complet. Cine are viziunea asta a proiectării e dus cu... Deci nu se poate așa ceva. În general nu s-au respectat. Au fost tot felul de firme care au făcut, de vezi, cu catastrofele astea, cu GPL. Eu am făcut niște videoclipuri, dar n-am vrut să intru în chestii de genul ăsta, a cui e vina. Pentru că sunt anchete în curs, lăsăm, nu, sigur că da, instituție, atâta tehnic le-am tratat, ați văzut foarte clar care ar fi procesul tehnologic într-o stație GPL, da? Deci chestii, chiar mi-a mulțumit. Mi-a mulțumit de la judecătoria de acolo. Judecătorul, președintele de la judecătoria de acolo, unde s-a întâmplat catastrofa cu GPL, mi-a trimis o scrisoare de mulțumire pentru faptul că am făcut acel video în care explicam cum se face, tehnic vorbind, fără nicio aluzie la vinovății sau la fapte, sau la tehnic cum se descarcă și se încarcă cu GPL din și în acele rezervoare. Din ele, sigur că da, sau dintr-o cisternă alta, tot era prins în acel video. Și bineînțeles că nimeni, ați observat, nici ziariști, nici nimeni nu atingea acest subiect. Deși era o gaură neagră cumva, care s-a lămurit măcar în fața judecătorilor de acolo, pentru că ei vor judeca. În primă fază, acolo se va judeca la judecătoria respectivă, care mi-a trimis această scrisoare de mulțumire. Mă bucur că
le-a fost de folos, pentru că sensul ei acestui videoclip ăsta a fost. Să nu pară ceva nebulos, eu știu, din punct de vedere tehnic. Înțeles că există și experți, există, știți cum sunt experți, unii știu, unii nu știu. Așa exact tehnologia respectivă. Văzută și din punctul de vedere al proiectării, cumva. Pentru că cineva normal a proiectat toate astea, nu le-a luat în ceruri. Nu sunt toate procedurile astea și tot ce face șeful ăla de la GPL, din stația de GPL, sunt gândite înainte, domne, de ingineri proiectați. Nu vin așa, le dă din Sfântul Duh, le scrie manualul. Nu sunt proiecte, nu, proiectul de stației respective. Sigur că da, unii țin seama, unii nu țin seama, dar uite ce se întâmplă, că nu ții seama și îți bagi joc de firmă și totul se întâmplă numai pentru bani. S-a terminat cu tehnica, s-a terminat cu EX-ul, s-a terminat cu safety. Ați văzut un videoclip și de safety al proiectării în petrol și gaze. Sigur, îți trebuie oarecare pregătire să le înțelegi, dar am feedback foarte bun pe amândouă, pentru că oameni din petrol și gaze care au muncit o viață în aceste stații GPL mi-au trimis că tot așa mulțumiri. Și chiar mi-au spus exact ce ați spus dumneavoastră, asta fac eu zi de zi, am făcut o viață. Deci de toată viața mea, de când sunt în stațiile astea, numai asta făcuse omul. Era maestru în stațiile de GPL. Tot felul de stații, sigur că da. Mai complicate, mai necomplicate, mai de tranzit, mai de netranzit. Absolut, omul știa și mi-a spus că apreciază foarte mult videoclipul și că ar fi foarte util celor care, mă rog, într-un timp tot băteau câmpii cu tot felul de chestii ilogice. Dom'le, că nu te pricep ca reporter, să spunem. Sau ca dacă ai altă meserie pe acolo. Mai bine nu mai zici nimic dacă nu spui aiureli de-astea tehnice. Pentru că mai sunt și oameni în țara asta care încă știu despre ce-i vorba. Și chiar pică prost. Aia mor săraci și tu spui acolo presupuneri de-ale tale și de-astea pompieristice și, cum să vă spun, tot felul și ziaristice. Mai bine lasă, domne, omul, lasă-l să spună specialistul despre ce e vorba. Și revenim, deci am lămurit-o și cu asta, deci am primit de două locuri mulțumiri, da? Ceea ce mă bucură, că să știți că eu nu fac aici decât videoclipuri tehnice sau artistice. Chiar în seara asta vreau să fac un videoclip artistic. Dar inițial vroiam să-l fac în același videoclip cu acesta. Dar pentru că văd că deja ne apropiem de 50 de minute, n-aș vrea să iasă un video foarte mare. O să combin partea care vă pot spune eu cu partea de videoclip artistică care aș fi vrut în seara asta. Iar efectiv muzica o să vă pun în al doilea videoclip. E mai bine așa și din punct de vedere al copyright-ului. De ce? Că, de exemplu, pe acest videoclip nu există. E creație pură, nu poate face infringement de copyright sau nu are cine să facă așa ceva. Deci e imposibil. Pe orice rețea de YouTube, Vimeo, nu există așa ceva. Pentru că e creație primară. Simplu. Că la fel ca și toate creațiile mele, poeme sau. Deci nu se poate. N-au cum. Oriunde le-aș publica, sunt autorul și creatorul. Dar faptul că aș fi vrut să și vă exemplific muzical ceea ce vă spun în seara asta, vorbim de art acum, de sectorul artistic. Atenție, nu de poeme. Pentru că nu suntem numai, da? Magic poetry grandmaster. Mai ascultăm, sigur că da, și o muzică bună, nu? Apreciem și
o simfonie bună. Bună oară, vreau să vă spun că mi-am cumpărat pickup. Deci, eu știam că va veni clipa asta de mult, dar am tot amânat-o pentru că n-am avut timp și toate vinilurile mele, deci plăcile de pickup pe limbaj popular, au stat frumos în așteptare, ani de zile, pentru că vechiul pickup, care era un Tesla NC430, a suferit niște șocuri la mutare și nu mai puteam să-l repar. Dar gândiți-vă și dumneavoastră, deja făcea săracul un pickup foarte bun de altfel. Excepțional pe vremea lui. NC430, specialiștii știu despre ce vorbesc. Cu doză electromagnetică, cehoslovac. Costa pe timpul lui Ceaușescu, când l-am cumpărat, costa un salariu jumate. Un salariu, hai să zicem, de inginer mai începător, așa. Deci nu vorbim acum de alte tipuri de salarii. Și știu că l-am cumpărat de la Unirea. Am fost foarte fericit în ziua respectivă. Nu se găsea, tot așa, foarte greu, foarte, foarte greu. Apăreau să vindeau imediat. Și am găsit într-o zi, abia le băgase întâmplarea. Treceam pe acolo și abia văd unul pus la probe. Imediat m-am împrumutat în bancă unde am reușit și mi-am cumpărat unul. L-am ținut până sâmbătă la cămin, închis în cutie, bineînțeles, că n-aveam boxe, n-aveam stații, amplificator, n-aveam nimic la el. Era numai pickup-ul cu doza electromagnetică, cum se fabrica odată. În schimb, caracteristici foarte bune. Pentru că doza electromagnetică e cea mai bună. Nu este ca doza piezoelectrică, care dă un sunet așa, un compromis, ca să spune. E adevărat că e și mult mai scumpă, și pick-up-ul e mult mai scump, și acul de diamant e mult mai scump la doza electromagnetică, și doza în sine este mult mai scumpă decât o obiată doză piezo. Iarăși, melomanii cunosc chestia asta, sau tehnicienii audio cunosc toate lucrurile astea, dar poate că sunt totuși, mă gândesc, prieteni și din fanii mei care n-au avut pick-up sau eu știu, nu îi interesează sectorul ăsta de muzică. Deci eu am acumulat în timp, să zic așa, vreo 200 de viniluri foarte bune, concerte excepționale, care acum trebuie să dai bani grei ca să și nu mai are cine să ți le cânte, pentru că au murit mulți din artiști, multe formații, multe filarmonii s-au desființat de mult, în schimb au lăsat aceste opere strânse pe zestrea asta de viniluri pe care am reușit să o cumpăr. În ani de zile, repede, deci nu sunt cumpărate toate hop-top, că nici n-ai de unde. Găseam un vinil azi, poate mai găseam un vinil, un LP, cum se numește, long play, dar poate mai găseam altul peste o lună. Deci luam cam un vinil pe lună, ca să spun. Și așa s-au strâns totuși, în ani de zile s-au strâns cam 200 de bucăți. Poate mai mult, chiar 250. N-am stat, nu stau să le număr, că eu le iau după ce vreau eu să ascult la un moment dat, ce-mi place, ce-mi dictează inima și sufletul și am nevoie să ascult, ăla îl iau din, eu știu de unde să le iau, din stivă. Deci nu-mi trebuie nici opis, nu-mi trebuie nici numerotarea lor, că le știu. Le știu deja. Știu ce am. Și, bineînțeles, în topul acestora, haide să o luăm și așa, da? Se află integrala de Beethoven, o să vă arăt. Da? O să apropii un pic ca să puteți citi. O prezentare deosebită, interpretarea filarmonicii cehe, înregistrarea acestor sinfonii, pentru că sunt numai sinfonii, sunt, mi se pare, 12 LP-uri înăuntru, deci 12 viniluri în cutie. Puse frumos una peste altul,
Nu vă uitați că o țin așa, că de obicei nu o țin așa, e foarte grea. Dar aici sunt numai 6 viniluri, restul le-am lăsat în altă cameră, că era prea grea. Și nu mai puteam să vă arăt așa frumos. O cutie care, uitați la ea, este cumpărată în 1988 și uitați cum arată. Uitați cum arată. Vedeți? Aici se vede că nu sunt toate discurile. Deci sunt simfoniile lui Beethoven cu filarmonica cehă, o filarmonică în anii așa zisului comunism, că nu știe naiba cine a fost, nu știe nimeni ce a fost. Unii spuneau că e comunism, dar nu se știe neapărat dacă a fost comunism sau a fost cu totul altceva, că să pricepeau și ei să facă afaceri, chiar afaceri cu artă. Și este cumpărat de la muzica în 1988. Deci era plinul avânt revoluționar comunist. Destul de scump, știu că a costat vreo 800 și 800 erau bani grei atunci. Cam cum ar fi acum 800, 800 de ron. Poate mai mult un pic, 1000 de ron. De ăștia noi. Da, totuși, pentru un student, da, erau niște bani și am făcut mari eforturi să o cumpăr, mai ales că am venit la 6 luni după ce îmi cumpărasem pick-up-ul, de care vă povestesc. O să am timp odată, sigur că dacă mă liniști să-l repar, să-l pun în funcție, că nu, e reparabil, dar e deja depășit ca tehnologie. Deci este depășit ca tehnologie și m-am gândit, hai să iau un Sony totuși, pentru că a fost și o ofertă, l-am prins cu 300 de lei mai ieftin. Dar nu asta era problema, că de exemplu 300 de lei, 350 am dat pe un ac de diamant de rezervă, tot Sony. Deci uitați că ce am pierdut acolo, tot, până la urmă tot i-am cheltuit. Trebuia să-mi iau și un ac de rezervă, nu? Că așa, orice om normal la cap care își cumpără un pick-up, își cumpără măcar un ac de diamant de rezervă. Ca în caz că se întâmplă ceva cu cel original, să poate să-l schimbă repede, poate nu mai găsești peste 5 ani. Cine știe? Deși se pare că Sony o să ofere totuși. A, nu știu cât timp, nu o să ofere, nu mai trăim noi atât, asta e altceva, dar nu cred că o să ofere Sony 30 de ani ace de diamant pentru acest model. Acum da, le găsești sigur că da, pentru că este ultima apariție. E complet automatizat, o să vedeți în al doilea video. Nu o să le leg, că pur și simplu pregătisem. Ba da, o să vă dau un reverse camera ca să-l vedeți, dar fără muzică, ca nu cumva să ne strice cineva de la copyright, de la YouTube, să ne strice bucuria. Și așa mai bine dacă e să strice bucuria sinfoniei, și anume m-am gândit la Sinfonia nouă, să vă înregistrez și să vă pun și dumneavoastră. Nu că celelalte n-ar fi bune. Dom'le, este aur. Deci toate aceste sinfonii sunt la fel de bune. Dar Sinfonia nouă este corala. Și este foarte amplă înregistrarea. Este și cu voci, toată orchestra, tot ce e posibil în orchestra, tot. Deci nu este numai orchestră sau numai, eu știu, numai niște instrumente, deși Beethoven cam are orchestră cam de la cap la coadă, dacă e să o iei așa. Nu sunt pasaje de două, trei instrumente, exclus asta. Deci el merge cu orchestra full, până la sfârșit, de la cap la sfârșit. E adevărat că sunt și pasaje mai lente, îmi gândesc la celelalte sinfonii, dar foarte frumoase și acelea, sunt mirifice, chiar dacă sunt mai lente. Și aceasta am ales-o ca să facem un video, să vedeți și pick-up-ul cum merge, să-l și auziți. Eu așa vă pot da, chiar acum vă pot da un reverse camera, dar n-aș vrea să stric videoclipul, să se întâmple ceva cu filmarea. Vă dau, după ce terminăm de spus ce am de spus, legat de această integrală numită Beethoven Symphonies. După cum ați văzut, se numește Coriolan Egmont.
E o denumire celebră, bineînțeles, inspirată din conținutul celor 12 long play-uri. Este una din sinfonii, de fapt. Czech Philharmonic Orchestra, dirijor Paul Kletsky. Este celebru. Deci nu căutați că este celebru. Deci chiar era celebru și atunci. Da, păi acum vă dați seama. Deci astea, marii compozitori și marile orchestre sunt ca timbrele. Nu contează că trece timpul și că nu mai... Nu. Asta rămâne o de referință. Și apreciată a fost și în Statele Unite, apreciată și în Germania și absolut peste tot, în toată lumea. De aceea, vedeți că n-au fost proști comuniștii și la muzică au băgat o variantă foarte bună a sinfoniilor. Că să știți că cântau pe atunci și alte orchestre, dar un pic mai slăbuțe ca ăștia. Vedeți? Deci au ținut să aibă... Deci te întreb cum? Dom'le, a fost cineva luminat, înseamnă, în sistem acolo. S-a gândit cineva, orică face afacere bună, posibil și asta, mai încasăm niște dolari în economia comunistă. Era fuga după dolari atunci, era nenorocire. Deși acum eu cred că a dat dolari pe acest produs, pentru că nu știu ce să le fi dat cehilor, erau schimburile alea ca aer, mă gândesc, probabil că aici. Și avea cea mai bună interpretare a sinfoniilor din tot... Nu exista nici Rusia, nici noi, nici... Că mai cântam și noi Beethoven, e cu totul altceva. Să nu se zică că suntem anti-filarmonice din România. Doamne ferește! Deși ai noștri mai cântau, nici chiar amploarea asta. Adică nu a existat o înregistrare, cel puțin la timpul respectiv, nu știu acum dacă or fi, a acestor sinfonii, cum este asta. Deci de la cap la coadă, ceva excepțional. Și sunt înregistrări din 1963 și 1964. Dar când o să auziți al doilea videoclip, cum se aude, o să zici, mamă, eu arunc toate CD-urile care le am și toate MP3-urile și tot ce prostii mai am pe calculator, îmi cumpăr pick-up și îmi iau și eu discurile din 64. Deci, atenție! Pentru că aveau cu ce să înregistreze atunci. Existau magnetofoane de studio excepționale. În 64. Chiar dacă erau cât o cameră de mari. Sau cât... erau adevărate studiouri. Și în Cehia existau. Poate că nu aveam în România. Posibil în 64. În 64 ea... Deci, practic, când au cântat ăștia aceste înregistrări, deci filarmonica cehă cu Paul Kletsky, eu nu mă născusem, domne. Vă dați seama? Ce înseamnă artă adevărată? Dacă era ceva așa trecător, fiind sigur că se îngropa, nu mai știa nimeni de ea, era ceva un rateu care nu-l vrea nimeni. Deci acum eu vă spun că dacă îl scot la vânzare, cred că iau 150 de lei pe disc. Dar nu are niciun sens, pentru că după aia eu ce fac cu 150? Ascult la 150 de lei, îi pun pe platan acolo și se învârte. Îți trebuie arta, nu? Îți trebuie scula. Și revenind, să nu se întâmple ceva pe aceea, el are și o carte înăuntru aici. Punem frumos la loc, da? Să mai vedeți odată ce frumos arată. Până și grafica e deosebită. Deci chiar e la fix, la marele fix. Vă dați seama că existau nu numai muzicieni foarte buni atunci. Deci, domne, nici nu mă născusem, domne. Vă dați seama. De fapt, și în inginerie cam la fel. Uite, cine a proiectat podul Salini, nu credea Salini săracul că o să fie și acum podul acolo. Eu cred că se gândea că o să mai fie 10 construite peste brațul ăla de Dunăre. Dar uite că tot ăla a rămas bun și țapat. Așa, și... La fel sunt și arhitecți și graficieni celebri. Da, zic, uite ce față. N-ar putea fi altă față.
la integrala de Beethoven. Deci aia e. Nu o poți înlocui. Vă dați seama? Asta înseamnă artă. Impactul acelei imagini este foarte aproape de impactul muzical. Are o sală, auziți, v-am spus, în al doilea video a făcut. O să filmez efectiv platanul. Dăm drumul cum... Deci e tot automat. Nu mai înainte, că ei pui cu mâna, nu știu, nu, apeși pe un buton și gata, se duce el unde trebuie, să pune ascuns tot discul și se întoarce la fel și vine singur frumos la loc. Deci nu, totul e automat. Aia știe Sony ce să facă. Numai că cam scump. Da, asta e, decât ceva ieftin și prost, care să nu te mulțumească să-l arunci, da? Mai bine, mai dai un ban și știi că îți faci treaba, nu? A, păi și l-am luat și cu 4 ani garanție, n-are decât să strici. 4 ani, de ce să nu dau 2 ani garanție, cum se numește, prelungită, garanție prelungită. Extra garanție, încă 2 ani. Deci 2 ani îi dă ei, Sony și vânzătorul, și încă 2 ani se poate cumpăra. Și am ajuns să am 4 ani garanție. A, pe domnule, stai, după 4 ani se poate și strica, că vorba aia, l-ai avut 4 ani totuși, e mare lucru, nu? E, problema aici e, după 2 ani se cam stricau, mai ales telefoanele astea ale noastre cu care ne jucăm și dăm milioane, zeci, sute de milioane, și tabletuțe și toate astea se cam stricau după 2 ani. Și am stat eu și m-am gândit, băi, tată, de ce să nu-mi iau, dau niște bani în plus și fac garanție 4 ani? Hai să văd eu telefonul ăla care ține 4 ani. Dar eu sunt acoperit. Nu mă mai plâng ca prostul. După 2 ani, că aoleu, m-a lăsat chiar după domnule, a făcut 2 ani și în prima săptămână mi-a crăpat placa de bază la telefon și a trebuit să-l arunc, că reparația costa mai scump decât să cumpăr unul nou. Deci chiar merită. Și vă sfătuiesc, luați-vă la obiectele astea electronice, dar inclusiv televizoare, de ce nu? Luați-vă, cumpărați garanție extinsă. Păi să știți că un produs de ăsta, dacă ține 4 ani și n-are nimic, înseamnă chiar te va ține după aia. O să te țină 15 ani ca popa. Și nu o să aibă niciun defect. Dar alea care se defecte, era problema acestor produse care și-am pățit-o. Se defectau după 2 ani. Sau un an jumate. Sau, hai că nu, un an jumate, mai avem jumătate de garanție. Dar 2 ani și 2 luni. 2 ani și 5 luni. 2 ani și 6 luni. Era dramatic, pentru că te așteptai de la produsul ăla care încă era bun, smartphone vorbim, da? Că vorba aia, am avut numai Galaxy și cap de serie, deci n-am umblat pe S4, S7, S10, zi să zic, toate astea de capătul de gamă care a fost la timpul respectiv. N-am cumpărat de astea low, la jumatea gamei sau ieftine sau. Dar cu toate astea să știți că am pățit-o. M-a lăsat un S7, un LG G3, ăla mă așteptam exact după 2 ani și o lună, m-a lăsat placa de bază la LG G3. Și plângeam peste tot cu el în mână și, domnule, vi-l reparăm, dar costă 11 milioane placa de bază și vi-l reparăm. Păi zic, cum? Că unul costa deja vreo 5 milioane la mâna a doua. De bun. Deci nu... Bun și funcționat. Și dacă vreți să-l reparați bine, dacă nu, nu. Aole, și l-a aruncat mă la sertarul cu telefoane vechi, nefolosibile. Cu S7 am pățit la fel, 2 ani și 2 luni. Tot așa, 2 ani și o lună. Aici a fost și greșeala mea. L-am pus să se încarce pe Wi-Fi, nu ca el avea în specificație, că se poate încărca în sistem Wi-Fi. Deci îl puneam pe un încărcător, tot Samsung, nu că mi-am bătut joc de el. Samsung pentru încărcarea fără contactless a bateriei de la S7. Tot Samsung amândouă. Am mai dat și 3 milioane 300 de lei pe încărcătorul, că e scump. Încărcătorul wireless e scump. Are o bobină specială, încarcă în impulsuri. Și am observat că se cam încălzea în timpul încărcării. Îl încărca, dar, domnule, când a ajuns 100% bateria, aproape că frigea telefonul.
Și eu m-am gândit, bă, nu prea e normală chestia asta, că așa era proiectat. Deci proiectat prost. Că și alte tipuri de telefoane aveau, nu era singurul cu încărcare wireless, dar nu se încălzeau așa. Și au recunoscut. Au recunoscut că e bine să nu folosim încărcare la S7. La mine era deja prea târziu. Noroc că aveam două S7 identice și tot așa aveam două numere, ca și acum. Și asta pentru cine știe, că nu e public pe nicăieri, domnule, nu mai întrebați de numerele mele. Eu la cine vreau le dau, dar nu pot să le dau la tot publicul. Pe ar însemna că nu mai pot să le folosesc pe amândouă, nici Vodafone-le, nici Telecom Mobile. La câți am 20, cât sunt? 25.000 de follower pe Facebook și 500.000 pe YouTube. Sau 600.000 cât s-au făcut. Deci ar însemna să fie un marazm total, să blochează imediat telefoanele dacă le public pe undeva. Nu vă luați cine spune că ăla e numărul meu, că ăla e numărul meu, sunt nebune, sunt aiurel. Eu nu am publicat nicăieri numerele mele. Însă decât, poate la bancă, sigur că da, eu știu, la poliție, dar se presupune că sunt instituții serioase în care ai încredere, nu? Nu te apuci și pui, eu știu, pe Facebook, sunați-mă. Sau... Am mai văzut, să știți, am mai văzut figurile astea. Problema e că există alte interese acolo. Nu văd ce om normal și-ar pune numărul pe... Mai ales, eu am și două numere, de ce? Pentru că nu mi-ajunge unul. Întotdeauna am avut nevoie de două. În ultimii, să spunem, 15 ani. Când eram mai tânăr, aveam unul singur și erau acele telefoane mai rudimentare care nu prea aveai ce face cu două. Doar nu vorbeai la două odată. Dar acum e cu totul altceva. Adică și bateria aia o încarci mai rar. Nu? Gândiți-vă, în loc să o încarci la o zi, o încarci la două zile, pentru că ține mai mult, fiind două. Și nu numai asta, dar mai fac multe lucruri în combinație, unul cu altul. Revenind la opera lui Beethoven, are înăuntru și o carte. Uitați-vă, scrisă. Inițial, m-am gândit așa, să vă traduc din germană, este în germană, tot ce scrie aici. Dar vă spun că îmi trebuia 3 ore și după aia să vi-l dictez acolo în română, iarăși încă 3 ore, un video de 3 ore. Deci am zis să ne limităm la câteva cuvinte. La, sigur că da, a vedea prima copertă, da, a documentației, da? Așa. Și la un fel de opis, fără să intrăm în traducerea efectivă, pentru că s-ar putea pe unii să plictisească, și durează prea mult. Deci nu, dacă era ceva, probabil, uitați și opisul, deci conținutul, da? Toate discurile long play-uri. Așa cred că se vede bine și o să rulez un pic până iese din... gata. De aici o să vă spun ceva. E greu așa să vedeți pe ecran, sigur că da. Deci, el conține 9 simfonii. De la simfonia numărul 1 până la simfonia numărul 9. Sigur că da, 9 o să o ascultați aici. Nu vă închipuiți că o să înregistrez toată integrala de Beethoven. Nu, exemplificativ, voi face al doilea videoclip aici cu simfonia numărul 9 în D minor, opus 125, corala. Ca fiind așa, efectiv, de bază și cunoscută, foarte, foarte, foarte cunoscută și foarte mult cântată și de orchestre și de ascultată foarte mult de iubitorii de muzică și cine nu ar dori să se ducă la un concert unde e Sinfonia Nouă. Bineînțeles că în Ploiești ne-am duce la toate. Eu chiar am spus lui Mateescu, zic, măi ce rău îmi pare că am auzit că ai avut integrala de Beethoven la Ploiești.
Cântată de filarmonica Ploiești, bineînțeles, nu de altă filarmonică. Sau nu știu eu, nu. Și mi-a spus așa, domne, s-au terminat acum. Deci chiar au fost. Deci eu m-am interesat după ce se terminaseră. Și mi-a părut rău că m-aș fi dus la toate eu. Aș nu numai la 9, m-aș fi dus la, de la 1, 2, 3, 4 până la 9. La toate m-aș fi dus, mai am luat abonament pe Beethoven. Dar nu numai pe Beethoven, mi-aș fi luat abonament și pe Mozart, și pe Bach, și pe mai mulți creatori, scuzați, compozitori de muzică clasică. Tot creatori sunt și ei. La vremea respectivă, asta era creația supremă, pe care îi luau și bani, sigur că da, pe care. Deci, totul începe cu sinfonia numărul 1, evident. Evident că sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da? Sunt 9 sinfonii. Notate, numerotate de la 1 la 9, dar aș fi văzut foarte rapid, deci nu, fără să ni se împleticească limba în gură, să le și denumim. Da? Deci e vorba de Sinfonia numărul 1, în C major, opus 21, cu patru părți, Adagio molto, Allegro con brio, Andante con cantabile con moto, Menuetto, Allegro molto e vivace, Finale, Adagio, Allegro molto e vivace. Deci cele patru pasaje, ca să spun așa. Sinfonia numărul 2 urmează în D major, opus 36. Tot așa vă înșir foarte repede cele patru, ca să fie pentru conformitate. Adagio molto, allegro con brio, larghetto, scherzo allegro, allegro molto. Da, nu trebuie să fii ultra specialist. Cred că vă dați seama de ce le menționez. Ca să vă dați seama și muzica acum, mai rapidă, mai puternică, mai suavă, sigur că da. Sinfonia numărul 3 în E flat major, opus 55, se numește și Sinfonia Eroica. Toate sunt la fel de frumoase. Nu există una mai urâtă sau una mai. Toate, e un tot unitar aici. Deci, iarăși patru cele patru părți, Allegro con brio, Marcia funebre, Adagio assai, Scherzo Allegro vivace, Finale Allegro molto. Apoi, Sinfonia numărul 4, e și lumina destul de slabă și de-aia fac un efort să le citesc cu brio. Sinfonia numărul 4, în B flat major, opus 60. Tot așa cele patru părți, Adagio, Allegro, Vivace, Adagio, Allegro, Vivace, Allegro, ma non troppo. Sinfonia numărul 5 în C minor, opus 67, cu cele patru părți, Allegro con brio, Andante con moto, Allegro, Allegro. Vezi că nu e o regulă, e în funcție de sinfonie, de momentul creației. Nu există o succesiune definitorie. Apoi, foarte cunoscută, ca să zic, sinfonie numărul 6, în F major, opus 68, Pastorala. Aici puteam menționa și uvertura, opus 62, cunoscută Coriola. Nu, domnul Antonescu, vă salut cu drag. Deci, nu, domnul Coriolan Antonescu, rectorul onorific de la UPG, cu care sunt prieten de o vreme pe Facebook. Și cred că îi plac foarte mult aceste videoclipuri, că văd că le dă like la toate. Și mă bucură lucrul ăsta, înseamnă că la vârsta dânsului venerabil, apreciază aceste videouri, mai ales cele tehnice. Dar și cele de poezii. Nu, o să râdeți, dar și la cele de poezii îi plac. Pentru că se vede, deci
Avem, apar cine a dat like, câte like-uri, câte, știți, bănuiesc că cunoașteți problema asta. Și revenim la Sinfonia numărul 6, Opus 68, Pastorala. Asta are 5 părți, nu mai are 4. Și anume, Allegro manon troppo, andante molto mozo, Allegro, Allegro, nu vă mai spun denumirile lor, care și denumiri de-astea poetice, ci numai măsura și volum. Allegretto, ultima, a cincea. Sigur că da, are și alte denumiri, asta fiind o sinfonie pastorală mai specială, are și denumiri ale fiecarei subpărți din cele cinci. Dar nu vi le spun, că nu are rost. Așa am pornit de sus, așa terminăm cu toate. Asta e o excepție. Sinfonia numărul 7, în A major, opus 92, cu cele patru părți. Poco sostenuto, vivace, allegretto, presto, assai meno presto, allegro con brio. Apoi urmează, bineînțeles, overtura celebră, opus 84, Egmont. Da? Și apoi este denumită Sinfonia numărul 8, în F major, opus 93, cu cele patru părți. Allegro vivace con brio, Allegretto scherzando, tempo di menuetto, Allegro vivace. Și în sfârșit Sinfonia numărul 9, în D minor, opus 125, supranumită și știută Corala, cu Allegro manon troppo un poco maestoso, molto vivace, sigur că da, adagio molto e cantabile, sigur, absolut clar, de ce, andante moderato, presto, allegro. Deci se ajunge la ultima față de disc, din toate discurile. Ați văzut că câteva din ele sunt, Beethoven a avut inspirația să le dea și nume, sau probabil că au fost, n-aș putea să fiu expert, uitați, deci, aici este alt conținut interesant, da? Vă dați seama cui e semnatura, da? Și informațiile astea o să mă uit imediat să văd dacă e ceva care merită să vă spun sau nu merită. În orice caz, o filmați pentru că e o semnătură. Sigur că da, aici este distribuția. Deci, soprano, contralto, tenor, bas, nu o să facem reclamă la persoane, sigur că da. Este corul filarmonicii cehe, deci tot cehi. Ați fost în Cehia, v-a plăcut? E frumos. Dom'le, a avut altă istorie. Nu a avut istoria noastră. Și încă o chestie. Nu au distrus ca proștii, domne, ce au avut în țară. N-au dărâmat, că au venit ei, alții dărâmau bisericile alte. Că au venit alții, dărâmau bisericile alte. Nu, ei, cine venea, făcea biserică și rămânea bine mersi biserica. Dacă plecau ăia, biserica nu-i dădea nimeni foc. Oameni deștepți. Deci, de ce? Cu toate că au înțeles că ar fi atei. Că nu prea au o religie clară, cehii. Deci ei ar fi atei. Și datorită vicisitudinilor, că ba au fost cu rușii, ba au fost cu ceilalți, ba cu austrieci, ba cu nemți, ba cu... Deci de tot ce a fost deasupra lor, dar uite că a fost în sprijinul lor, că le-a făcut biserici, le-a făcut catedrale, le-a făcut tot fel de construcții minunate, de... Ați văzut ce sunt, poduri, de... Deci ei n-au stricat nimic, au păstrat. Noi cum s-au schimbat unii, gata, jos cu ele, dărâmate, luat, dinamitate. Ei nu. Nu au dărât absolut nimic. Au un singur lucru. La da statuia aia.
statuia lui Lenin sau lui Stalin. Statuia lui Stalin de vârful dealului, din Praga, aia a dat-o jos, atât. În rest au rămas postamente, tot, nu s-a băgat pe... Sau biserici, sau... Nu. A rămas, sigur, nu prea au acolo, pentru că ne fim nici catolici, nici ortodoxi, nici aia, nici aia. Ei n-au o religie practic, ca noi, să zicem, da, domnule, suntem ortodoxi, sau suntem catolici jumate, sau Ardealul e catolic, sau... Nu, ei, dacă îi întreb și chiar am întrebat, nu pun preț pe religie. O fi bine, n-o fi bine, dar au fost deștepți cu construcțiile lor, în sensul că cum au fost catolice, ortodoxe, protestante, eu știu, rococo, art déco, deci tot ce a fost nu a dărâmat nimeni nimic. Au rămas acolo. Deci, s-au retras unii, dar nu le-a mai interesat probabil Cehia. Au venit alții, că au crezut că în general i-a pus la muncă pe cehi, ca și pe români, de fapt. Erau oameni buni de muncă. Meseriași, erau atunci și sticlari, ce ori fi fost pe acolo. Bere. Am văzut o fabrică de bere la parterul. Dom'le, și vorba aia, că nu spunem aici, nu spune, chiar nu spune. Eu știu care este, dar e foarte cunoscută, dar la parterul unui blog, nu. Tot blogul ăla și cartierul ăla mirosea bere de rupea, știi cum, cred că zeia asta erau beți și în somn. Pe cuvânt. Mirosea bere. Puternic, nu așa. Malțul ăla e ceva incredibil. Mă întreb cum nu fi dat autorizația aia să lucreze la parter și la... Deci s-a uitat parterul și etajul 1 de la un bloc, de la mare turn. Și tocmai asta arăta, că unii ar fi făcut reclamații că toată ziua miroase a mal și a bere. E, într-adevăr, e o reclamație, ca să zic eu, justificată, solidă. Nu-i normal să te scoli dimineața când ai drumul să-ți intre un miros de la de bere, trăznet, pe fereastră. Sigur, nici de petrol și gaze nu e normal, dar aia se putea evita. Ce nu putea să trimită fabrica aia de bere, e adevărat că e celebră. Să o trimită în altă parte, chiar acolo, în cartier. Ce ciudățenii. Probabil dacă așa au construit-o comuniștii, așa imagina, n-a mai putut să... Da. Deci, după aia sunt... Deci, corul e așa, deci... dirijorul corului este altul, nu e Paul Kletsky, este Joseph Veselka, se numește. Și sigur că da, din nou amintește. Înregistrată la Casa Artiștilor și la Suprafon, studiourile Suprafon. Praga, în anii, uite că aici scrie, chiar scrie, eu știam din altă parte, dar uite aici chiar scrie. 1964, primele înregistrări, deci încă eu nu mă născusem, până în 1968, atunci apărusem și... De parcă ăștia țineau seama dacă am apărut sau nu eu, de vezi omul cum se raportează. Deci înainte de a mă naște eu, e mare lucru că m-am născut eu. Cine e eu? Prin personalitate, nu? Așa e omul. Se raportează la el, la datele lui primare. Și până în 1968. Deci, într-adevăr, da, înregistrările astea sunt făcute în 65, 66, 67, 68. În 4 ani de zile au muncit la ele. O, dai seama câtă muncă e să scoți integrala de Beethoven. Dar domne, s-o scos la nivel mondial, deci nu s-o scos la bășcălie. S-o dai la câini sau la berărie, s-o pui pe difuzoare la berărie acolo. Da? Deci ca să ieși ceva, nu și-au permis. Probabil și dirijorul a impus un standard. Dar și meseria, și vă dați seama că nu mai există violoniștii aia, nu mai există toți instrumentiștii aia din orchestră. Nu știu dacă am o poză cu orchestra aici undeva.
De obicei aveam, dar aici, deja începe capitolul în germană, în care, mă rog, eu le-am citit, sunt interesante, dar deja să citești în germană 10 pagini câte sunt aici și scris ăsta mic de tot, vă spun că e destul de problematic. Deci v-am selectat exact ce e bun și ce vom asculta, v-am spus, e ultima. Nu că n-aș vrea, că eu aș vrea să înregistrez toate, să le am înregistrate undeva pe toate simfoniile, în sensul să nu uzez mereu vinilurile când o ascult, sau o am pe YouTube sau pe Vimeo și... Da, până la urmă știți cum e, ajunge o monstră, da, ca să fie cuplată cu acest video, dar separat. V-am spus din ce probleme, din probleme de copyright, adică dacă e să fie un infringement, să fie numai pe a doua înregistrare, pe cea audio, nu și pe acest videoclip, nu? Așa dacă le puteam să dau pe cameră reverse imediat și să vedea platanul și n-avea absolut niciun sens, adică îmi pica tot videoclipul, dacă YouTube nu era de acord, are niște, în ultimul timp, niște... Astea foarte, niște reguli foarte draconice și îți merge până la desființa canalului YouTube. Dacă publici chestii fără drept de copyright, adică te apuci și pui ABBA, Boney M și Bee Gees și ce să mai pune, Smokey și nu știu ce, până la urmă îți desființează canalul. Te avertizează, sigur, o dată, de două ori, dar a treia oară te trezești fără canal YouTube. Adică ai numai e-mail, practic. Ce dragul să faci cu el? Așa, și că toată sarea și piperul, nu? E și Gmail-ul, e un e-mail foarte bun, pentru că de-aia îl și folosesc. E securizat, n-ai treabă. E dublu securizat, e ca lumea, e beton, nu intră nimeni pe el. Trebuie să fii geniul informaticii să spargi un Gmail. Nu, n-ai nicio șansă. Mai ales dacă e de două ori securizat, cu dublă, nu există așa ceva. Cine spune că sparge Gmail-ul, toți tonții, toți mitraliorii, toți ăștia care amenință pe Facebook și pe așa, să dau mai. Dar nu există așa ceva. Dacă vă spun eu, că uite chiar la Dicot, dacă aveți, să-mi scrieți și mie, dacă aveți un caz care l-ați descoperit că a spart Gmail, deci nu Yahoo, atenție, Yahoo, deși și Yahoo s-a modernizat foarte mult, dacă observați în ultimul timp, inclusiv aplicațiile de Android, nu mai e ce a fost odată bătaie de joc, că îl spărgea și un copil cu informatica, un puști. Ia, acum e dublu securizat și ăla are chei, nu ca Gmail, evident. Gmail-ul este foarte departe, în continuare față de Yahoo. Dar, în schimb, Yahoo a venit cu o șmecherie, vedeți, știți care, și mai ales avocații și meseriile liberale. De ce folosiți Yahoo? Hai spuneți, pentru că ai spațiu nelimitat, nu te poți să bagi milioane de e-mail-uri acolo, dar asta e o păcăreală, pentru că mai bine, cum să spun, ăsta are 15 GB, care și ăsta destul de multe e-mail-urile, dar e adevărat că eu știu câte e-mail-uri primește un avocat, nu-mi dau seama, sau un, eu știu, o profesie liberală, să zicem. La 15 GB cât are gratis, vreau să spun, Gmail, eu zic că ajung dracului, că abia s-o umple aia, sunt mii de e-mail-uri, deci nu e chiar așa și nu pot ce, unele n-au atașament. Și practic nu ocupă mai nimic din spațiu total pus la dispoziție. Atât a considerat Google că e suficient 15 GB gratis. Pentru tot Gmail împreună cu Photos, împreună cu Drive, cu cloud-ul lor, 15 GB gratis. Dacă vrei sigur să mărești la 100 GB, tu puteți să mai plătești 3 euro pe lună. Ceva de genul, sau 4, ceva modic, foarte puțin. Și spune până la 100 de GB. Ba, mi se pare că are și 200 GB. Tot așa, pentru încă câțiva dolari. Euro, pardon. Deci, da, merge altfel, că una e Gmail și una e... Nu faci cu Yahoo, în continuare, repet, nu faci ce faci cu Gmail. Sigur că da, de-astea scrisorele, dosărele, cum lucrează avocații cu fișiere Word și Adobe,
Asta merg și pe Yahoo, nu e o problemă. Dar nu trimit cine știe ce informații, ce videoclipuri. Ce... Deci trimit niște chestii standard care sunt destul de mici. Și nu ocupă serverul. Da, și permit să dea așa la infinit, pentru că dacă ar fi unul care ar încărca serverul Yahoo, cu siguranță la un moment dat ar zice, ho, stop, dacă vrei, plătești. Deci el te așteaptă undeva și vede dacă exagerezi, imediat te taxează. Sau am mai pomenit altă tâmpenie la el. Mie mi-a desființat domnul. Domnule, am avut e-mail-ul meu, deci, da, cu 15 ani. Păi că foloseam și în proiectare și peste tot. Era, nu o să-l spun evident, dar oricum pot să-l spun că nu mai e. Deci, o perioadă nu l-am folosit, că am trecut pe Gmail și mi s-a părut mult mai bun. Și am uitat să-l mai folosesc din când în când pe Yahoo. Aveam o grămadă acolo, comunicări cu proiecte, cu nu știu ce, cu documente, cu mult, mult, mult aveam, prieteni, toată aia de adrese, nu contică, cum să spune, agenda de adrese a Yahoo. Domnule, l-au șters de tot. Să vezi și tâmpiți. Și am revenit. Aveam parola și nu, și știam să intru, da? Și când mă uit acolo, ce îmi spune Yahoo? Că datorită faptului că n-ați folosit contul, nu zice ce perioadă, zice n-ați folosit contul o perioadă. Yahoo l-a șters. Deci l-a șters definitiv. Nu se mai poate recupera nimic. Nici adresele. Am deja nu știu câți colegi care nu mai știu de ei. Nici conținutul, dacă aș fi avut. Noroc că nu mai am nevoie de ele. De proiectare vorbesc. La altceva nu-l foloseam. Era chiar un fel de e-mail, îl foloseam și la servici. Și în momentul ăla când a apărut Gmail-ul puternic, mi-am dat seama că e mult mai bun Gmail și mai securizat și nu l-am mai folosit. Dar nici nu am mai intrat, măcar să fi intrat odată pe trimestru, să fi intrat, să mai trimit un e-mail. Și poate că nu-l ștergeau. Așa l-a șters și nici nu mă lasă să-l fac la loc. Nu știu de ce. Probabil că tot măsuri de securitate, să nu cumva să fie altcineva care să l-au, adică ar prelua datele mele și ce a zis? Mai bine nu dăm voie deloc. Deci nu ai voie să iei... Vedeți că da, și la Gmail e chestia asta. Că și la Gmail am pierdut un e-mail, nu mai știu de ce cauze. Am pierdut parolă, mi se pare, nu mai știu ce. Și am tot încercat să intru, până la urmă l-a blocat definitiv. Și dacă l-a blocat definitiv, nu mai știu cum, ce și cum, am făcut cerere să-l șteargă. Să nu rămână. Ori să-l șteargă, ori să-mi dea accesul la el. Și da, asta se întâmplă de mulți ani, deci nici nu mai știu exact cum a fost. Și l-a șters Google, contul, am fost mulțumit o perioadă, dar am vrut să-l reînființez. Nu mai merge, nu se poate. Nu știu de ce. Îl ține în veci, deci dacă ai luat unul, să spunem, ai adresa, să zicem, Marian Drăgănescu, punct, să zicem, între ele, sau fără punct, sau cum o fi, Arond, Gmail, sau Yahoo, dacă ți-ai șters-o, tu, deci nu că ți-a șters-o altcineva, tu dacă ți-o ștergi, nu mai poți să o iei înapoi. Nu știu de ce. Ce, până la urmă, de ce n-ai avea voie? Probabil că ei n-au siguranța că ești tot tu. Tu, ăla. Deci noul tu, cum ar veni, tu dovedești că nu știu ce, că îți cere și buletin. Ați văzut cum e acum, îți cere și buletin, îți cere și să faci la față și amprente și nu știu ce îți mai cere tot. Te verifică, dar tot au un dubiu la un moment dat și tot spune acolo că, atenție, ai fost tu? Te întreabă. Ați văzut mesajele în Google. Dacă n-ai fost tu, zice, schimbă parola sau anunță-ne. Dacă ai fost tu, nicio problemă, poți continua. E măsură de securitate. Dar parcă și la un moment dat te deranjează această securitate. Ai vrea să nu mai fie, să fie naibii mai simplu. Pentru că e adevărat că acum toate astea sunt memorate de Chrome,
de browser, în general, sunt memorate toate parolele, deci nu mai stai tu să-i face un cap atâta, pe da, am 300 de parole pe toate site-urile mele și vă dați seama că dacă ar fi să ascult eu, m-ar lua gaia câte parole. Bine, aș putea să mi le scriu pe o agendă. N-am făcut asta în viața mea. Deci urăsc faptul să iau agendă, să-mi scriu. Păi dacă găsește cineva agenda aia, ce fac? E mai rău, așa mai bine ce-i în cap nu-ți ia nimeni, nu? Nu că vorba aia, nu am secrete sau nu știu ce, dar nu-mi place să pierd timpul cu de-astea, cu agentuțe, cu opisuri, cu notări, cu creionașe, cu nu știu ce. Mă bazez dacă, pe tehnica de calcul, eu de-aia o folosesc, nu? Ca să mă servească ca lumea. Și în ultimul timp n-am ce să zic. Chrome, într-adevăr, ține minte ca lumea. Înainte nu prea le țineam, acum vreo 7-8 ani. Le mai uita. Le încurca de multe ori. Te trezeai cu o parolă de la un site la alt site. Și... Nu, dar acum sunt beton. Deci niciodată n-am mai pomenit să greșească Chrome. Când accesezi un site care are nevoie de parolă și să intru un user, întotdeauna .ghid.lovit. Și la e-mail, ce nu mai stă nici dracu să bage parola de fiecare dată sau la Facebook. Deci astea sunt parole memorate, sigur, secretizat de browserul respectiv. Nu știu exact dacă cel al Microsoft, nu prea lucrez cu el. M-a mai întrebat cineva, un colaborator foarte bun, dacă lucrez cu el. Dom'le, eu știu că ăla e. În primul rând e inspirat după Chrome, puternic, până și e-mail-ul e inspirat după Gmail și browserul Microsoft, vorbind acum de el, într-adevăr, în ultimul timp l-a ornat cu inteligență artificială, da? Și Chrome avea, dar nu știe nimeni, nu știu enoriașii, înțelegeți? Chrome tace și le face, dar ăla își face reclamă săracu și spune, a, că am făcut un nou asistent, vă place, nu vă place, știi? Chrome le face și le tace, cum se zice, și e mult mai departe decât în inteligența artificială vorbim, decât e browserul Microsoft și decât e Microsoft în general, dacă să iei așa. Pentru că e totuși Google și nu-și permite să strice firma. Are bani, nu-și pune problema nici să plătească niște informaticieni foarte buni care să-i livreze soluții safety, securizate. Nu-ți mai permiți în ziua de azi să lucrezi cum să lucra cu 20 de ani pe calculator. Deci știau, când dădeai drumul la calculator, știa tot Ploieștiul că, sau tot Bucureștiul sau unde stai matale, știa că ce faci acolo. Acum sunt securizate, sigur, avem până la un nivel. Păi dacă te apuci de terorism, evident că te prinde. Și cu astea securizate. Deci asta e sensul lucrurilor, să nu te apuci să faci nebuneli informatice. Aici e problema. Și de-aia, de fiecare dată, ai și trebuie să aprobi să fii de acord cu anumiți termeni juridici. Ca în caz de, uite, ai fost de acord cu aia, de ce ai făcut așa? Păi știți cum o fi copății? Până te scuzi tu, stai un pic la zeghe. Stai un pic la zeghe. Și nu e de glumă. Deci atenție ăștia cu infracțiunile informatice, să știți că România are o legislație foarte, 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 cum să vă spun eu, permisivă, între ghilimele, nu? Deci luați-o ca un fel de mișto. Cu infractorii informatici. Uitați-vă și la pedepse care sunt. Sunt măricele, dar nu sunt chiar așa. Ca în Statele Unite, ca în Canada, ca în Germania, ca în alte părți. Acolo, tati, ei 100 de ani de pușcărie dacă ai făcut o nebunie de asta. Și o chestie banală, deci nu neapărat că să furi banii 1 milion de euro dintr-o bancă. Aia deja e ce? Și simplu fapt că ai luat o listă cu clienții. De nu știu unde. A intrat la ei și le-ai luat lista cu clienții. Sau o parte din clienți. Sau eu știu ce date personale care de fapt n-au nicio semnificație luate separat. Dar totuși faptul că ai făcut asta te paște 100 de ani de pușcărie.
Deci așa e legislația la ei și să știți, odată ce ai luat, deci asta e sistemul american, este dorit și de noi, că poate n-ar fi atâtea greșeli în judecată. Adică să faci din om nevinovat, să-l faci victimă sau să-l faci un infractor și săracul să fie nevinovat. Sistemul american, într-adevăr, oferă chestia asta, aproape 100%, că totuși ești vinovat dacă ai fost condamnat. Însă, la pedepse privative, la libertate, e draconic. Dom'le, uite-te ce poți să iei pentru un viol, nu iei 7 ani și ieși în doi. Sau 6 ani și ieși într-un an și 6 luni. Poți să iei 34 de ani, domne, la un viol, îți spun eu, și mai bine ți-o tai decât să faci așa ceva. Deci sunt niște pedepse, nu știu, trebuie să fii chiar sărit de pe fix acolo să faci infracțiuni, știind că ai asemenea pedepse. Care, vreau să spun un lucru. Nu există că dacă ești băiat bun, la pușcărie vorbind, ieși după 17 ani, nu mai faci 34 de ani. Sau dacă ai 100 de ani de pușcărie, ieși după 50 de ani de pușcărie. N-ai să vezi așa ceva. Tu stai acolo și faci 100 de ani. Sau, de exemplu, ăsta, faci 34 ani de pușcărie. Dacă ai noroc să mai ieși, vă dați seama. Hai să zicem că faci 30 de ani de pușcărie dacă ai 20 și ieși la 50 de ani. Dar nu ai... Uite, prietenii mei ai avocați, că am niște avocați foarte buni și domnul Botez de aici, din Prahova, și doamna Flavia din București. Dacă vă uitați la videoclipul ăsta și dacă aveți contraexemplu și eu greșesc, să-mi spuneți, domne, nu e cum spui tu. Și au și ei posibilitatea din 50 de ani să facă numai 25. Eu știu că n-au posibilitatea. Deci, juridic vorbind, așa e Constituția lor de anul, pentru că așa au făcut domnia legii în Statele Unite. Altfel nu se putea face. Era totul o infracționalitate continuă. Adică domneau bandele, știți cum e. Deci, repet, doamna avocat Flavia, de la București, și domnul Botez, de la Ploiești. Sigur, cunosc că domnul Botez este numai de civil, avocat de civil și, mă rog, lucruri legate de partea civilă, și doamna Flavia are și specializare de penal. Nu specializare, se ocupă și de penal. Deci, mai curând, doamna Flavia ar putea să îmi spună cum e cu adevărat. Eu am avut o discuție cu dânsa odată, cum e cu adevărat cu sistemul american. Deci vreau să spun, oare merită să-l adoptăm? Sau mai bine rămânem la pedepsele noastre mai mici și, eu știu, cu riscul, e adevărat, foarte mare de a fi judecat și a fi găsit vinovat pentru ceva care n-ai făcut. Că și aici e o chestie. Degeaba ai pedepse mici și un an de pușcărie. Dacă ieși în domne, tu știi că n-ai făcut nimic, e foarte grav. Deci nu mai vorbesc că ar fi culmea să faci 30 de ani să fii nevinovat. Doamne, ferește, știi cum e să-ți faci o cruce. Doamne, competență, răspunderea magistratului. Da, să bate atâta, da? Că n-ar avea până la urmă nimeni, eu zic, cu salariile alea enorme, dacă ar fi beton, așa cum se zice, cum se știa înainte, în cei 300, da? Așa era mândria avocaților din anii 90, că au făcut parte din cei 300. Numai 300 de avocați se făceau pe an, în toată țara. Și asta era o mândrie. Deci ultimele promoții care au trecut, după aceea, după ei, au venit toate aceste facultăți private de drept, au depășit 300, deci numărul de absolvenți și, bineînțeles, că au făcut exagerat de mulți avocați, care mulți din ei nici nu habar n-aveau meserie și, totuși, poate că unii pupile au răzbătut și ei. În detrimentul ăstora, care erau foarte bine pregătiți, de ce? Pentru că erau numai 300 pe toată țara.
Și evident, unde sunt puțini și erau foarte riguros testați și în facultate și la admitere. Și apă în startup de carieră. Da? În inginerie n-a fost așa, că nu s-a bătut. După Revoluție nimeni nu s-a bătut pe inginerie și au rămas totale. N-am auzit să fac încă o facultate de automatică. Sau încă o facultate, eu știu, de electronică. Sau încă o facultate de telecomunicații. Sau încă o facultate de mecanică. Sau de energetică. Tot alea au rămas. Și alea s-au mai modernizat, sigur că da. Evident, ca orice... O, și omul se modernizează în timp, da, păi o facultate. Însă, tot alea au rămas. Și dacă cumva au apărut unele noi, au fost numai strict unde nu erau deloc. De exemplu, dacă Clujul sau dacă Constanța, de exemplu, n-avea deloc o facultate tehnică. Ei, s-a făcut o facultate tehnică, dar nu la drept. A fost o inflație fenomenală la un moment dat. Că foarte mulți absolvenți și-au pus diploma în cui și n-au profesat niciodată. Nici consilier juridic, nici nimic. Deci au făcut-o degeaba și au rămas cu ea degeaba. Bine, eu recunosc că există și inginere care au făcut asta. Dar mai puțin totuși. Adică n-au fost atât de mulți. Dar chiar sunt... Uite, poate ar fi interesantă în campania electorală acum. Atenție, cei care își doresc funcții. Domnule, poate ar fi bine, zic eu, să vedeți cum poate fi îmbunătățit, adică să nu mai facem din Borfaș, vorba lui Ceaușescu, da? Marian, să nu mai facem din Borfaș oameni cinstiți și nici din oameni cinstiți să facem Borfaș. Deci, asta e o mare, mare, mare provocare care ar putea fi adusă sistemului juridic. Doamne, nu zice nimeni, repet, cine s-ar supăra dacă sistemul ar fi perfect? Și dacă ar ști că acolo îți găsești dreptatea și că, sigur, fără nicio problemă, vei fi hotărârea care se dă e perfectă, din punct de vedere și legal, și uman și al actelor care le ai și tot și al probelor, n-ar zice nimeni că de ce ai salariu mare ca judecător, nici ca procuror. Eu zic că ar suporta societatea mult mai simplu, dar așa dacă vede că stai, eu am fost nevinovat, lăsăm la o parte aia care se dau nevinovați toată ziua și de fapt sunt dracu cu gol, deci nu vorbim de aia, dar sunt și multe contraexemple în care chiar sunt nevinovați și au ieșit condamnați. Deci așa ceva nu trebuie să se mai întâmple, cu riscul ca statul să renunțe la proces. Deci procurorul ar trebui să intervină și judecătorul în ședința aia care nu duce nicăieri, vede că n-au probe, n-au nimic, și decât să devii un caz nefericit, mai bine oprești procesul penal. Așa ar trebui făcut. Și aici judecătorul trebuie să pună piciorul. Mă vede că, domne, sunt probe subțirele care, o fi, poate nu o fi. Nu mai te duci cu procesul înainte, n-ai, că și îi pui dop în gură lui procuror și gata, ai terminat povestea. Păi, dar ce vrei să nenorocești omul ăla care poate e nevinovat? Deci, da, când ai probe clare, uitați-vă că și la mine, și cu mașina, și cu aia, și cu aia. Probe clare, frate. Eu nu vin cu povești aici, la poliție. Dom'le, dacă ar merge, vă spun așa, duce niște povești la poliție, dar sta mâța în pețiol. Da? Și cu niște poeme. Eu ce reclam foarte clar, pe poze, pe... Deci nu... știu că aș fi și eu foarte tentat să leg niște cazuri, să zic că ăla care m-a amenințat mi-a distrus și mașina. Dar, domne, sunt întreg la cap. Dacă n-am probă, ce pot să fac? Când o avea probă, l-am terminat. Dar până atunci... Da. Și evident că... Și la fel trebuie să meargă și în instanța penală treaba. Iar în instanțele civile, domne, trebuie să fie adevărați maestri care să pricep la dosare, tata. Adică
Nu vii și spui unui inventator că n-are dreptul la plată. Pentru că faptul că a aplicat invenția la nu știu ce companie națională foarte bine văzută și cotată. Asta înseamnă că ești ultimul om, domne. Dai în el, dai dacă îi se convine și are dreptul ăsta inventatorul, îi dai și miliardul de euro. Nu stai la povești cu compania. Că se supără compania și pleacă din România, te pomenești. Păi tu ce judecător mai ești? Ce mai judeci acolo dacă dai sentințe de-astea iurea? Deci, domnule, deci, trebuie meseriași. Trebuie și în civil, și în penal. În penal, mai să spunem că treaba e mai. Nu e mai clară nici acolo. Sigur că da. Acolo un proces penal include munca la mulți, și la criminaliști, și la polițiști, și la procurori, și la. Deci, dar cu o condiție. Să nu începem să ne batem joc de procesele penale. Sau să vezi că e un fraier care n-are avocat sau care n-are un avocat mai prost și să-ți bagi joc de el, să-l scoți cu anul de pușcărie și cu nu știu ce enormități și vorba aia. Deci, sau să-l scoți că, deci, din creator să-l faci hoț. Deci, mare atenție cum mergeți cu justiția. Sunt sigur că nimeni n-ar avea problemă cu nivelul pensiei, cu nivelul salariului, dar atâta timp cât se constată că nu se dau rezultate, că totul e aleator, că mai bine le e frică la oameni să intre în instanțe, că zice că nu se știe cum se termină. Păi cum doamne se termină? Ar trebui cum e adevărul, așa ar trebui să se termine. Cum e realitatea. Nu să oficializez o realitate plăzmuită. Deci, foarte clară situația asta. Și revenind la Beethoven, că cu asta am pornit, o să facem al doilea videoclip imediat, o să, probabil că o să-mi vedeți și mâna când dau drumul la, să vedeți cum automat se mișcă brațul și la start, la începutul simfoniei a noua și când se termină la fel, revine frumos și se pune la loc. E meseriaș, mă. Brici, da. Și ca să nu uit nimic, deci așa, am spus aici că am numai germană, da, în care ce povestește? Povestește nu legat de, nu vă închipuiți că sunt povestite simfoniile. Mai mult legat de filarmonică, de, sigur că da, și de viața lui Beethoven un pic, cât să știe, că nu se mai știe prea mult, sau nu se vrea să se știe prea mult, și aici e o problemă. Mai pune o poezioară al unui anume Schiller, în fine. Nu intrăm în. Cine dorește să găsește această documentație, dați căutare că o găsiți. Dar trebuie să știți germană. Greu, greu cu germana. România nu prea, foarte puțin. Aici poate e păcat, poate mai bine să lăsăm dracului un pic engleză, dracului, îmi retrag vorbele, să lăsăm engleza un pic, să mai ne apucăm și de germană. Nu e rău deloc. Că engleza vorba cuiva, știe tot mapa mondul, dar germană. Și suntem aici, pe același bucată de pământ, pe același continent. Ce, noi învățăm engleză ca să ne înțelegem cu indienii? Mai bun, ne înțelegem și cu aia, dar nu prea te aștepți la nimic de la indieni, nu? Sau de la Guatemala, sau nu știu. Decât de la Statele Unite, sigur că da, e Anglia, bineînțeles. Dar cu francezul trebuie să vorbești în franceză, dacă vrei să te înțeleagă bine și să-ți meargă bine. Cu germanul trebuie să-i vorbești germanul, mai ales dacă vrei să te duci să lucrezi acolo, în Olanda. Germană, tati. Deci țările germanice țin foarte mult la limba lor și foarte bine că țin, pentru că e o limbă deșteaptă, inteligentă, comprehensivă. E, așa vă sfătuiesc să vă apucați. Sau care n-aveți la școală, luați-vă tati mediator. Mediator, mă scuzați, că tot cu gândul la justiție. Luați-vă meditator de germană. Deci te pornește. Până la urmă, chiar nu poți să fii bâtă, să nu poți. Mulți spun că e imposibilă germana. Hai, domne,
apucă-te întâi, dă niște bani la meditatori. Că așa am făcut toți. Noi, și eu ce credeți că am învățat singur franceză și engleză? Nu am învățat singur și am avut și meditator acasă. Deci, care venea frumos, îi plăteam, nu mai știu cât, la ambele limbi, pentru că altfel eram și o bâtă la început și n-aveam chef de... Mai bine ieșeam, jucam mingea, că așa era vătremea, sau mă jucam, făceam oameni de zăpadă sau cu sania, decât să învăț limbi străine. Și îi spuneam mereu lui tata, Madalena, ce îmi trebuie mie limbi străine? Așa ziceam, așa fac orice copil, să știți, și în ziua de azi, cred. Dar eram inconștienți noi. Noi ce, ni se povestea că comunismul o să ne asigure tot, și de mâncare, și de îmbrăcat, și de tot. Și căldură, și apă, și tot ce vrei tu. Deci, văd că videoclipul nostru scump și drag a făcut deja 2 ore, da? Probabil că nu o să mai facem altul până în anul nou. Fa pentru care vă urez la mulți ani de anul nou. Crăciun fericit, sigur că da. Și să ne vedem sănătoși și cu putere de muncă și creație. Fiecare, bineînțeles, dea ce poate în primul rând și ce e mai bun din el. Și pentru, sigur că da, pentru ce s-a pregătit, nu așa iuristic. Ce vreau să vă mai arăt cum compunea, cum crea Beethoven. Deci chiar era să scapă. Da, e bine să uitați. Vedeți? E scrisul lui original. Acum la 2 ore și 1 minut. Vedeți cum scria Beethoven. Și în curând după aceste hieroglife, da, veți și asculta. Veți și asculta. După cum v-am spus, sinfonia nouă. Sper să iasă bine. Dacă nu, o ștergem și o facem din nou. De-aia n-am vrut să leg de videoclip. Cine știe, poate nu iese bine înregistrarea. Videoclipul trebuie să iasă, că dă-o n-ai. Avem scule, cum se zice. Și ia să văd să nu pierd absolut nimic. Deci designul este Miloș Zsirsa, 1979. Probabil că omul e arhitect sau designer. Nu-mi dau seama ce e, nu spune. Dar e cu copyright, să știți. Designerul de la carcasa. Și mi se pare și de la fețele CD-ului, fețele LP-ului, acelea albastre. Așa, ce mai scrie? Pictură. Este František Kupka. Vezi că și asta e o creație, pictura aceea formidabilă. Are un autor. Și se numește The Story of the Pistils. Deci, cum traduceam? Povestea pistilelor. Bine, trebuie să înțelegi mult. Te mai uiți, dai mai în urmă, te uiți un pic la ele și te gândești ce a vrut să spună. Că nu-i nebun asta. Ăsta e un creator, e un artist. Și ce mai scrie aici? Mai este de asemenea Mariajul Florilor, The Marriage of Flowers, 1919-1923, din Galeria Națională din Praga. Comentariul, adică tot ce v-am rezumat eu așa, nu e că e mult aici, este al lui Jan Racek din 79, tot cu copyright. Deci tot aici e cu copyright. Bineînțeles că și muzica e cu copyright, dar noi o să încercăm, așa, numai pentru fanii mei scumpi și dragi, o să încercăm un videoclip numai cu Sinfonia Nouă. Înregistrat, v-am spus, tot așa, video. Deci nu băgăm, nu ne conectăm cu sârme, cu nu știu ce, cu tot felul de... Nici nu există, nu? Că vă dau o temă de cercetare. Cum să salvați un vinil? Pe laptop, să spunem, dar fără să pierzi informație. Fără să pierzi nici din calitatea muzicii. Aștept răspunsuri în comentariile acestui videoclip. Mai ales cei care îți dă meserie, adică electroniști, audio, mă rog, specializați în partea asta, de, nu orice tip de electronist, că sunt și ei pe categorii. Sunt electroniști de forță, electroniști de surse, electroniști de amplificatoare și electroniști de
codare, decodare de semnale. Aici, evident, trebuie o digitizare din analogic în digital, dacă o faci. Ca să nu ai pierdere, ține. Deci nu vreau să obțină atenție mare. Nu spuneți că fac MP3-uri. Da, că știu, domnule, să fac MP3-uri după el, câte vreți, dar nu vreau MP3-uri. Vreau să convertesc un vinil, de exemplu, Sinfonia Nouă, de pe vinil, să o am pe laptop. Da? Sau pe calculatorul mare, nu neapărat la laptop. Ca să nu vă restrâng prea mult aria. Și să o pot asculta în digital, să pot copia pe alt laptop și tot așa. Uite, asta e o chestie de studiu. Eu am reflectat și nu vă pot spune la ce, sigur că da, concluzie am ajuns, pentru că n-ar mai fi interesant pentru voi după aia. Dar e o chestie care, zic eu, nu că nu stă nimeni acum să, de exemplu, să stau eu să-mi salvez 250 de viniluri pe calculator, probabil că mi-ar trebui 10 harduri, 10 hard discuri. Sau eu știu, poate 100 de hard discuri. Deci trebuie să fie fără pierderi. Să nu pierd din calitatea muzicii. Și muzica să se audă la fel de bine. Asta e și o E și un provinil, cum ar veni. De ce credeți că au reapărut vinilurile în forță și sunt atât de scumpe? Am văzut vinil cu Genesis, 200 de lei bucata. Din alea vechi, ale lor din 70, anii 70. Deci, ia, întrebați-vă de ce au revenit. De ce nu s-au anihilat complet? Cum țineți minte, în anii 90 ne îndemnau CD-iștii ăștia să aruncăm vinilurile, că nu vor mai fi bune la nimic. Le ținem degeaba, ocupă spațiu. Să facem chisăliță, pick-up-urile, că nu, iarăși, ocupă spațiu, nu sunt bune la nimic. Ei, vedeți că tehnica revine. Și așa va rămâne, pentru că nu s-a inventat ceva mai bun decât pick-up-ul analogic și decât vinilul. Este singurul mediu. Nu numai că se aude cel mai bine după el, dar rezistă și cel mai bine în timp. Observați câți n-ați pierdut CD-uri. Știi că ai CD cu Scorpion și la un moment dat când îl pui, nu ți-l învârte ăla, nu mai știi. Deci nu, practic nu-l mai vede. Sau se aude. Asta înseamnă mediul ăla optic, atâta poate el. E prost. E o sticlă proastă care în timp, tot ținând-o 15 ani sau 20 de ani, adios, altul. Trebuie să-ți cumperi altul că nu mai e bun. Păi când vinilul ăsta are 40 de ani, uitați-vă la ele și să vedeți ce muzică s-a unde. Deci, dacă sunt cumpărate în 88, vă dați seama. Am mai stat și pe magazin, probabil vreo 3 ani, de la Praga până la București, nu? Că așa s-a întâmplat înainte. Deci, să uitau, îl punea în vitrină, nu s-atingea nimeni de el. Da, dragii mei, deci v-am urat și la mulți ani de anul nou și Crăciun fericit și un sigur fericit 1 decembrie în limita celor cu care am început acest videoclip. Deci e bine să privești mai rezervat anumite chestii care ți se pun de unii și simți tu că nu prea ar fi așa. Cel puțin până afli adevărul istoric. Astea fiind spuse, o seară frumoasă în continuare. Așteptați sigur înregistrarea că va veni. Bineînțeles că poate acest videoclip nu o să-l pun chiar imediat, că am puțină treabă, dar va apare sigur și îl voi anunța pe media, mă scuzați, pe Facebook, pe Twitter și pe unde mai le anunț de obicei. Pe contul meu de persoană publică. Vedeți că mai de, ca să nu uit. Vedeți că mai de curând văd că mă îndeamnă Facebook să mai deschid câteva conturi, dar în ce sens? De-astea de autor, adică chiar conturi, nu pagini. Atenție, deci dacă când o să vezi, deja am deschis două ca să nu le pierd. Dacă tot m-au invitat, chiar asta am făcut. Și unul se numește Magic Poetry Grandmaster
Și altul se numește Poetry and Artwork Grandmaster. Și deci sunt două, cum ar veni. La atâta, nu știu, am avut dreptul sau la atâta m-a invitat Facebook. Știu că pas cu pas, inteligența artificială, așa, te ghidează ea. Și la asta te pune, ai grijă ce faci, nu va mai fi numele tău, dar noi te putem identifica. Dar nu e cazul la mine, că vorba aia din persoană publică l-am făcut și aia ultra verificată, aia n-are cum să... Deci, dar cu toate astea m-a avertizat, când, pentru că acele două, nu mai apare Lucaci, apare numai Magic Poetry Grandmaster și Poetry and Artwork Grandmaster. Deci sunt ca două persoane denominate, deci nu mai apare Lucaci acolo, numai că am vrut eu să pun niște videoclipuri cu Lucaci înăuntru, în conținutul lor. Dar eu puteam să evit total, să nici nu știți cine sunt ăia. Cine e Magic Poetry Grandmaster. Dar el apare ca persoană, o să vedeți. Dați căutare și o să-l găsiți. Încă n-am avut timp, sigur că da, să le dezvolt. Dar sunt. Apar acolo. Ca două persoane. Repet, nu ca pagini. Una e pagina de autor, unde îți poți exprima ca o extindere a profilului. Astea sunt, practic, alte persoane. Care tot ale mele sunt, evident, că nu ia altcuiva. Dar de asta știe numai Facebook. Altcineva nu știe. În cazul meu, veți ști că sunt eu, pentru că pur și simplu în ele mi-am pus videoclipuri cu Lucaci. Cu... Deci nu. Ce rost avea? Că de cine mă ascund până la urmă, nu? Că tot eu sunt și acolo. Dar am vrut să le iau pentru că sună frumos. Și am văzut că au un impact foarte mare. În sensul că vin și acolo îmi vin cereri de 200 de prieteni pe zi. 200, atenție. Deci, o să, în stilul ăsta, cred că o să ajung. Dar bine, trebuie să evit tot felul de fufe, de-astea, profile ciudate, că îmi stric pedigriul artistic. Îmi dovedea niște nesimțite de-alea care își fac profil numai ca să aibă clienți. Vă dați seama. Și te păcălești și le bagi la prieten. Dacă e repede, 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 repede. Dai, confirm, confirm, confirm. Accept, 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 fără să te uiți la cine. Trebuie să te, măcar așa foarte, o secundă, trebuie să te uiți la cine dai accept. Dar am văzut că cresc foarte repede față de aici, persoana normală în care crește așa aici, dar nu chiar așa, cu 200-300 pe zi. Hai, mai un 50 pe zi, mai da. Și plus că ajungeai la un moment dat la care depășisem 5.000 și deja m-a transformat în persoană publică și n-am mai contat. În fine, într-adevăr, devenise cam puțin un singur profil, că mi-a mai dat două. Deci, repet, profile de persoană, nu pagini artistice. Alea sunt cu totul altceva. Pagini artistice poți să faci 100. Nu e nicio problemă dintr-un profil. Așa sunt profile, efectiv. E o noutate. E o noutate în filozofia Facebook. Și cei care sunteți artiști o să vedeți și dumneavoastră. Probabil că o să vi se propună și dumneavoastră și o să găsiți oportună faptul că veți avea mai mulți fani. De fapt, asta e ideea finală. Ca un creator să aibă mai mulți fani. Sigur că da, dacă îi merită și dacă e căutat. Că dacă nu te caută nimeni, tot pe zero rămâi. La revedere și mă apuc și acum până să beau un ceai cu lapte. Mie îmi place ceai cu lapte. Ce să-i faci? Ca englezii. Ador ceaiul cu lapte și cu biscuiți. Amestecat cam jumătate călduțe. Dar cu biscuiți de aia bun, nu orice. Ori Oreo, dar ori am scăpat marca. Dar mai curând am găsit alți biscuiți foarte buni, nu mai scap marca, pentru că n-aș vrea să fie videoclipurile astea să fie interpretate iarăși de un... Să fie, și faci reclamă acolo, faci... Mai scapi câte o marcă, ce naiba să faci? Că doar trăiești, ești, respiri aer, mănânci, ca orice om, nu? Și vă las cu drag aici la 2 ore și 1 sfert și 15 minute și mă apuc să înregistrez Sinfonia Nouă. La revedere!